este considerată noua Lombardie, ținând cont de situația care a fost acolo la începutul pandemiei, iată că avem și noi. Avem și primul stat care vine în ajutorul nostru, e vorba așa de Ungaria. Este. Deci cumva lucrurile se așează. Dar mergem bine la moaște, noi. Ceea ce mi se pare extrem. Pe de altă parte, da. Important. Inevitabil. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanove și vă invităm la Focus la prima oră. De care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Deși municipiul Iași se confruntă cu un număr extrem de mare de infectări cu SARS-CoV-2, mii de pelerini sunt așteptați la sărbătoarea Sfintei Paraschieva. Autoritățile au anunțat măsuri sanitare stricte. Nou record negativ în România. 1556 de persoane sunt internate în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. Mai multe unități medicale din București vor fi transformate în spitale COVID pentru a suplimenta numărul de paturi la ATI. Premierul s-a răzgândit, a ajuns interimar Florin Câțu este de acord cu plafonarea tarifelor la energie. La finalul lunii august spunea că nu va interveni pentru a plafona prețurile. Și autoritățile au decis uciderea unui urs din județul Suceava. Acesta este primul animal împușcat cu aprobarea Ministerului Mediului. Ursul a atacat și ucis mai multe animale sălbatice din zonă. Mii de pelerini au plecat deja spre Iași și sunt așteptați la Catedrala Mitropolitană cu ocazia sărbătorilor orașului și a manifestărilor dedicate hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Măsurile de ordine și siguranță publică, dar și de protecție sanitară vor fi stricte, au anunțat autoritățile, care vor pune la dispoziția pelerinilor substanțe dezinfectante pentru mâini, vor lua măsuri de distanțare fizică și vor igieniza și dezinfecta periodic zonele de contact. Deși numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 este în creștere, la Iași autoritățile nu renunță la organizarea pelerinajului de Sfânta Parascheva. Sărbările Sfintei Parascheva se reduc propriu-zis la ziua de 14 octombrie, când va fi slujba Sfintei Liturghii. Având în vedere fluxul de pelerini pe care l-am constatat deja și gândindu-ne că am dorit ca acest flux să fie împărțit pe mai multe zile, vom scoate racla cu Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și după o mică procesiune vor fi așezate aceste Sfinte Moaște pe baldachinul amenajat special ca în fiecare an. Toți participanții la pelerinaj trebuie să poarte în permanență mască de protecție, care să acopere nasul și gura pe toată durata manifestărilor. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat că a anulat toate evenimentele conexe pelerinajului, organizate de regulă în această perioadă, cu excepția liturghiei de pe 14 octombrie. Racla va putea fi sărutată sau atinsă de credincioși și va fi curățată periodic. Am mai fost o singură dată. Acum e a doua oară. Eu mă rog pentru copii, pentru boli, este smăi și tot așa, pentru toată lumea mă rog. De unde ați venit? Din județul Mureș. Tocmai până la Iași? Da, până la Iași. Ați mai fost la Sfântă? Odată, da, am mai fost. În București. Și ați venit la Iași la Sfântă? Da, da, în toți anii venim numai acum, în toți anii venim pentru că am simțit că ne ajută și pentru că așa este de Sfânta Paraschiva. Autoritățile locale au anunțat că fac tot posibilul pentru a fi evitată aglomerația și pentru a fi respectate normele de protecție sanitară și de distanțare fizică. Toată atenția noastră se duce mai mult spre sărbătoarea religioasă, spre pelerinaj, unde sperăm să ne putem concentra cu toată energia noastră. Vrem să aducem cât mai multe măsuri de protecție, în special cu substanțe de protecție, cu substanțe sanitare, tot ce trebuie, mânuși, măști și celelalte lucruri de care e nevoie pentru a separa fluxurile de circulație. Pe traseul pelerinilor vor fi montate corturi, unde personalul medical va acorda primul ajutor și va face controle și recomandări de specialitate. De asemenea, primăria ieșeană va monta ecrane pe care vor fi transmise imagini din timpul pelerinajului, inclusiv Sfânta Liturghie din 14 octombrie. Cel mai mare avion din lume a aterizat la București. Ce transportă avionul și care este destinația finală aflăm în câteva minute la Focus la prima oră. Nou record negativ, 1556 de români sunt internați în stare gravă la terapie intensivă. În tot acest timp, la Spitalul Făișor din Capitală, 23 de paturi de la terapie intensivă sunt neocupate. Chiar dacă ar fi transformat acum în unitate suport COVID, spitalul ar putea ajuta doar 5 bolnavi, spune conducerea unității medicale. Aceeași situație este și la Spitalul Vitin. Colega noastră, Alexandra Popescu, ne explică mai multe despre această situație.
În primul rând, 1556 de oameni se află în stare gravă din cauza COVID-19. Avem peste 14.000 de cazuri, adică 14.467 în ultimele 24 de ore și 282 de decese. Și iată că sunt spitale unde paturile de terapie intensivă sunt goale. Vorbim aici despre Spitalul Foișor din capitală, unde sunt 24 de paturi de terapie intensivă, dintre care doar unul este ocupat. Angajații spitalului au trimis imagini către cotidianul Libertatea, prin care au arătat că paturile sunt libere și asta, iată, pentru condițiile în care sunt oameni care așteaptă un pat de terapie intensivă să se elibereze, oameni în stare gravă care așteaptă în unitățile de primiri urgențe. Instalația de oxigen nu face față, asta spune managerul spitalului Foișor, care de asemenea a transmis și printr-un comunicat de presă că dacă unitatea spitalicească ar fi transformată în suport COVID, atunci doar 5 paturi de terapie intensivă ar putea fi folosite pentru pacienții în stare gravă și asta pentru că, iată, instalația de oxigen nu face față unui număr mare de pacienți în stare gravă. Totuși, vorbim despre Spitalul Foișor, care în primăvară a fost unitate suport COVID și știm atunci imaginile dezastruoase cu oamenii care au fost externați în miez de noapte. S-a creat un haos total la acea dată. De asemenea, Spitalul Viting din capitală are locuri la terapie intensivă, 12 locuri libere în momentul de față la Spitalul Viting, însă surse din cadrul unității spun că unitatea nu poate fi transformată în suport COVID din cauza că nu se pot crea circuite separate pentru pacienții COVID. Vă reamintesc că până și Spitalul Viting a fost unitate suport COVID în primăvară. La scurt timp după ce România a cerut ajutor pentru tratarea pacienților bolnavi de COVID, Ungaria a sărit în ajutorul țării noastre. În timp ce România se confruntă cu un număr record de noi infectări și cu o criză de paturi la ATI, ministrul de externe de la Budapesta a anunțat că va trimite către România materialele medicale necesare. La ultima raportare au fost înregistrate 14.467 de cazuri noi de COVID, 282 de decese și 1.556 de oameni sunt internați în secțiile de terapie intensivă. Din cauza variantei Delta, valul 4 al pandemiei este mult mai dur față de precedentele 3, iar soluția pentru a reduce numărul infectărilor zilnice este vaccinarea. O spune Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de imunizare, care îi încurajează pe români să treacă pragul centrelor de vaccinare pentru a se imuniza și cu cea de-a treia doză. Gheorghiță a recunoscut că presiunea pusă pe spitale este uriașă și a comparat situația de acum din România cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut în Italia. Cu toate acestea, Valeriu Gheorghiță privește optimist către anul viitor. El susține că virusul își va pierde din putere și va rămâne în circulație doar în sezonul rece. În perioada lunilor următoare, la nivel mondial, se va atinge rata de imunitate colectivă, pe de o parte prin vaccinare, pe de altă parte prin trecerea prin boală, pentru că varianta Delta este atât de contagioasă încât, așa cum am spus, în următoarea perioadă, majoritatea persoanelor care n-au niciun fel de protecție vor fi infectate. În felul acesta, numărul de cazuri noi de îmbolnăvire scade și implicit probabilitatea ca virusul SARS-CoV-2 să acumuleze mutații noi și să genereze o variantă mult mai adaptată, începe să scadă. Purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie de astăzi în toate spațiile publice închise și deschise din București. Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență vine după ce ieri în capitală a fost înregistrată o incidență de 11,49 la mie. Există și câteva categorii de persoane care sunt exceptate de la purtarea măștii. Angajatul care este singur în birou sau suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare. În acest caz, excepția se face pe baza unei evaluări a medicului de medicina muncii. Persoana care desfășoară activități fizice intense în condiții de muncă grea. Copiii cu vârstă mai mică de 5 ani. Decizia are efecte și în platourile televiziunilor. Noi restricții în orașul Cluj-Napoca după ce rata de incidență a ajuns la 1,5 la mie. Astfel, în intervalul orar 20-5 dimineața, persoanele nevaccinate nu au voie să iasă din casă fără declarație pe proprie răspundere, iar magazinele se închid la ora 22, oră după care pot livra la domiciliu. Persoanele vaccinate și cele trecute prin boală nu sunt vizate de restricții.
aveți nevoie după ora 20 de certificate de vaccinare sau... Da, da, le putem arăta. Puteți? Da, vă rog. Eu sunt într-o comorbire acum, dar un pic. Ok, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc, o seară plăcută. După ora 20. Vă arăt și... Da, dacă vă rog, certificat de vaccinare. Aici certificatul? Sigur. Și masca am, eu pun imediat. E aici. Având în vedere noile reglementări, suntem obligați să purtăm mască și în spațiile publice deschise. Am înțeles. Iar după ora 20, avem nevoie de certificatul de vaccinare ca să putem merge pe stradă. Sigur că da. Puteți să mi-l prezentați? O secundă, că l-am pe telefon. Aveți și un act de identitate, să vedem dacă numele corespunde cu cel din certificat. Am înțeles. Dacă mâncați, puteți să o dea jos când luați o gustare și după aceea să vă puneți. Ne conformăm, ce să facem. Nu sunt pro nici contra vaccin și regulile astea cred că cumva constrâng oamenii să se vaccineze, dar fiecare face cum consideră. Eu m-am vaccinat, acum nu știu. Cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 se înmulțesc cu rapiditate în mai multe spitale din România. Unul dintre cele mai bune exemple este Spitalul de Urgență din Galați. După focarul de la secția de neonatologie, acum au apărut cazuri noi și în alte trei secții. Îngrijorător este și faptul că printre cadrele medicale care îngrijesc pacienții sunt și medici care nu sunt vaccinați. Două dintre focare sunt pornite de la pacienții din două secții, spune conducerea Spitalului de Urgență. Un focar de 8 pacienți în cadrul secției de medicină internă 1, focarul pornind de la 2 pacienți testați pozitiv la 24 de ore de la internare, al doilea focar în secția de cardiologie cu 4 pacienți, fiind depistat un pacient COVID pozitiv la 8 zile de la internare. La al treilea focar sunt infectați un medic și 2 asistenți din secția de neonatologie. Este primul focar de coronavirus cu cadre medicale în județ, în valul al 4-lea. Un cadru medical era vaccinat, 2 erau nevaccinate. 2 persoane au fost cu simptomatologie de la domiciliu și cea de-a treia a fost contact. Epidemiologii încă investighează aceste 3 focare. Ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare la momentul actual, iar măsurile care s-au luat privesc izolarea contactilor în spații special destinate, dezinfecția terminală, investigarea personalului și triajul epidemiologic. În acest moment, de la începutul valului 4 al pandemiei, la cel mai mare spital din zonă, Spitalul de Urgență, numărul focarelor a ajuns la 5. Vorbim în continuare tot despre vaccinare, dar de data aceasta despre imunizarea împotriva altor virusuri. De săptămâna viitoare începe campania de vaccinare antigripală gratuită. Ministerul Sănătății a trimis într-o primă fază către direcțiile de sănătate publică din țară 300.000 de doze. Colega noastră Andreea Neacșu ne spune câte doze vor fi disponibile în total. În acest sezon, Ministerul Sănătății vrea să imunizeze un număr cât mai mare de persoane care se află în grupa de risc, iar pentru asta a pregătit aproximativ 2 milioane de doze de vaccin antigripal, cel puțin în primă fază. Primele 300.000 de doze au ajuns deja în DSP-uri, urmează să ajungă și următorul milion de doze de vaccin antigripal, iar din DSP-uri vor merge către cabinetele medicilor de familie, dar și către spitale. În această campanie de imunizare antigripal au prioritate persoanele care au peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice, în special cu boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, dar și copiii și bătrânii instituționalizați, personal medical, dar și gravide.
Conform medicilor, cei care s-au vaccinat pentru COVID-19 și sunt în grupa de risc se pot vaccina și cu vaccinul antigripal. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otiolo, a declarat că această cantitate de vaccin va putea fi suplimentată cu peste 700.000 de doze în cazul în care va fi nevoie. Premierul demis Florin Câțu deja își pregătește planurile în eventualitatea în care se va reîntoarce la Palatul Victoria. Șeful executivului a anunțat că va plafona prețul la energie. Asta chiar dacă în luna august spunea că acest scenariu nu este posibil. Până atunci, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care vor fi compensate facturile românilor la energie și gaze. Vă spun din capul locului că nu vom interveni pentru a plafona prețurile. Asta ca să fie foarte clar. Decizia ca Partidul Național Liberal și Guvernul să susțină plafonarea prețurilor la energie în România va fi o decizie luată în prima ședință de guvern după ce se va rezolva criza. 5 săptămâni a durat ca Florin Câțu să se răzgândească. Deși era vehement că nu ia în calcul o plafonare a prețului la energie, acum, după ce a ajuns interimar, a revenit la gânduri mai bune la care sperau milioane de români. Vrea să plafoneze tarifele la energie, doar că nu mai poate, fiind premier interimar cu atribuții limitate. Klaus Iohannis nu vede nicio problemă în schimbarea bruscă de opinie a premierului Câțu și spune că prețul ridicat al energiei este o problemă la nivel european, pe care o va discuta și la Consiliul European de la finalul acestei luni. Dar până atunci, ministrii energiei vor discuta împreună cu Comisia cele mai bune măsuri și cum aceste măsuri la nivel european trebuie corelate, trebuie negociate, discutate. Nu vom putea să luăm măsuri foarte repede. De aceea, una din măsurile posibile este, sigur, plafonarea. O măsură care poate să ne treacă prin iarnă, până când se pot pune în practică alte măsuri. Și am și făcut deja o plafonare indirectă prin acea ordonanță către clientul Carvin și probabil așa se va și întâmpla. V-am mai spus când am prezentat ordonanța de urgență privire la compensare, că în cazul în care situația pe piață, trebuie să intervenim din nou. Dan Vâlceanu, ministrul interimar al finanțelor, spune de asemenea că nimeni nu-și dorește plafonarea, însă situația în care s-a ajuns impune astfel de măsuri. La începutul acestei săptămâni, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru compensarea facturilor la energie și gaze. 13 milioane de români vor beneficia de această măsură în sezonul rece, care se va acorda pentru consumul mediu. Chiar dacă tardiv și după mai bine de un an de școală online, în 248 de școli din România, profesorii vor folosi cataloage electronice pentru a trece notele și absențele elevilor. În țările nordice, cadrele didactice au scăpat de mult de căratul catalogului din cancelarie în sala de clasă și invers. Catalogele clasice devin o amintire pentru mulți elevi și profesori. Asta pentru că în 248 de școli de stat, dar și private din țară, dar și din București, se vor folosi doar catalogele electronice. Totul datorită unui proiect pilot derulat de Ministerul Educației în acest an școlar. Sunt multe țări în care se folosește catalogul electronic de ceva vreme. Cred că părinții vor continua să fie informați mult mai la zi de evoluția copiilor, de absențe și așa mai departe. Nu cred că este o idee rea. Trebuie să progresăm. Cred că generația de astăzi are un mare avantaj față de avantajul pe care l-am avut noi. De mici sunt specializați în așa ceva. Vorba de transparență și de faptul că e și mai ușor pentru părinți să vadă ce fac copiii la școală. Foarte bine, adică nu mai eliminăm minciuna. Părinții care au dat copiii la o școală privată s-au obișnuit deja să vadă pe internet toate notele și absențele lor. Li se pare mult mai ușor așa. Dinu Laurențiu este profesor de geografie la Liceul Internațional Teoretic de Informatică și recunoaște că a scăpat de birocrație de când totul e electronic. Ne este foarte ușor pentru a pune note, pentru a pune absențe. Catalogul electronic mă ajută foarte mult să fac prezența copiilor. Dacă sunt absenți, bineînțeles, să îi notăm absenți și apar cu roșu. Părinții văd dacă au fost prezenți la oră sau au fost absenți. Putem să le punem și note. Da? Copiii pot primi note în catalog și notele acestea sunt văzute în timp real de către părinți. În total avem 17.632 de unități de învățământ, dintre care 929 sunt școli private.
A fost ucis unul dintre cei doi urși pentru care reprezentanții Direcției Silvice Suceava au primit derogare din partea Ministerului Mediu pentru a fi împușcați. Este vorba despre o femelă de peste 200 de kilograme care a ucis mai multe animale sălbatice și a atacat mai multe gospodării din zona Crucea. Ce se va întâmpla acum cu animalul sacrificat, ne spune colegul nostru Cristian Cosmaciuc. Bună dimineața, Cristian! Bună dimineața! Exemplarul va ajunge la ocolul silvic de la Pojoruta, unde i se va face analiza de trichineloză, iar dacă rezultatul va fi negativ, carnea lui va fi comercializată. În ceea ce privește blana animalului, reprezentanții Direcției Silvice Suceava spun că aceasta va fi prelucrată și cel mai probabil va ajunge la una dintre cabanele silvice de vânătoare ale Rom Silva. Aceștia au mai precizat că ursoaica ucisă, care cântărea mai bine de 200 de kilograme, nu avea pui și nu era nici gestantă. Aceasta a creat agonie în ultimele luni, în rândul oamenilor din localitatea Crucea, dar și în împrejurimi. A dat buzna prin gospodării de nenumărate ori, ba chiar a și produs 6 atacuri, în urma cărora a ucis 9 oi, 2 capre și 3 bovine. Pe deasupra a distrus și 12 stupi de albine, pagubele totale create de animal fiind de peste 10.000 de lei. La Pojorita se află și al doilea urs pentru care s-a obținut derogare de la minister pentru a fi ucis. Acesta a atacat în ultimele luni mai multe ferme din localitate, creând de asemenea pagube uriașe. Administratorii fondului cinegetic de aici mai au la dispoziție o săptămână pentru a ucide animalul, conform derogării de la guvern. În urmă cu câteva zile au fost împușcați alți doi urși extrem de agresivi din județul Argeș, vizați de asemenea de ordinul de la minister. Mai mult decât atât, autoritățile mai anunță că mai bine de 20 de urși din întreaga țară au fost fie alungați, fie tranquilizați și relocați numai în luna septembrie. Atât de aici, la revedere! Incendiu puternic aseară în sectorul 3 al capitalei. Focul a mistuit mai multe clădiri din zona Vitana, capitalei. Incendiul a pornit de la o casă bătrânească și s-a extins cu rapiditate la acoperișul unei locuințe învecinate. În total, suprafața afectată fiind de aproape 300 de metri pătrați. La locul incidentului au intervenit mai multe autospeciale de pompieri, iar traficul în zona a fost blocat mai multe ore. A venit cu găresc cu apă. Să stingă, era de acum prea puternic, până am venit cu alte găleți. Deja focul început să mai tare. Să vedea de acasă, să vedea flacăra sus. Intervenim în continuare cu 11 autospeciale cu apă și spum. Incendiul se manifesta la două imobile în totalitate, propagat la al treilea imobil la care am reușit să localizăm incendiul. Exista pericolul de propagare la o spălătorie auto și un servis auto învecinat. Din fericire am reușit să limităm propagarea incendiului la vecinătăți. Colegii mei fac verificări în interior și caută posibile victime. Dar nu avem informația că ar fi cineva în interior, însă verificările le facem. Incendiu aseară și într-un bloc de garsoniere din orașul Balș, județul Olt. 25 de persoane au fost scoase de urgență din case. 8 dintre ele au suferit intoxicații cu fum și 4 dintre acestea au fost transportate la spitalul din Balș. Din primele informații, focul a izbucnit de la o butelie aflată într-o garsonieră de la etajul 1 al clădirii. La locul incidentului au intervenit pompierii care au folosit inclusiv o scară pentru lucrul la înălțime și mai multe echipaje smolți. Gigantul cerului a ajuns în premieră în România. Cel mai mare avion din lume a aterizat ieri după amiază pe aeroportul Henri Coandă. Fabricat în Ucraina, avionul Antonov AN-225 poate transporta o încărcătură maximă de 250 de tone și poate zbura timp de 18 ore fără întrerupere. Uriașa aeronavă cargo a atras privirile curioșilor care au venit la aeroport pentru a fi martorii unui eveniment unic. Avionul Antonov AN-225 este cel mai mare din lume și unicul de acest fel. Este propulsat de 6 motoare și a zburat pentru prima dată pe 21 decembrie 1988. Are o lungime de aproximativ 80 de metri, ceea ce înseamnă că în el încape un tir, dar și o anvergură a aripii de aproximativ 90 de metri, echivalentul unui teren de fotbal. La manșa aeronavei Antonov a fost tot un Antonov. Pentru acest zbor
pilotul spune că nu a avut nicio emoție. We are good training, we have good experience for flying this plane and for our crew it's not so hard, but we have to prepare. Nevertheless, we have to prepare for each flight very hard. Pentru România, însă, aterizarea aeronavei Antonov AN-225 a însemnat o pregătire temeinică. A fost o lucrare grea pentru noi, pentru că a trebuit studiat dacă la greutatea pe care o are și încărcătura aeronavei, infrastructura noastră suportă, dar, după cum știm, pista A2 este renovată în totalitate, începând cu începutul acestui an și n-au fost niciun fel de probleme. Momentul a adunat în spatele gardurilor care înconjoară pistele zeci de pasionați. Pasionat, fost pilot, venit cel mai mare avion din lume, venit să-l vedem, să ne minunăm de el. E o premieră să ajung aici la noi pe Otopeni. Pasionat de avioane, am ales și Facultatea de Inginerie Aerospațială la Politehnică. Mi-am eliberat programul astăzi ca să ajung aici, este un moment foarte important. Și nici nu mă așteptam să vină un vizitator atât de special la noi, în București. Aeronava Antonov AN-225 era goală în momentul aterizării. Va fi însă încărcată în România și va decola spre Arabia Saudită. Din primele informații, este vorba despre un transport de piese metalice grele, de construcții. Prima TV te provoacă din nou la concurs. Uite-te la Prima TV, prinde cuvintele indicii din timpul programelor și poți câștiga zilnic 100 de euro. Marele premiu al concursului toamnei îți oferă o vacanță de vis, un sejur de lux pentru întreaga familie la munte la Predeal. Toamna aceasta, Prima TV te cucerește cu noi premii pe cuvânt. Indiciile zilei pot fi găsite în programele Prima TV zilnic între orele 6 și 24 în emisiunile și filmele difuzate de Prima TV. Într-o singură zi pe micul ecran vor apărea mai multe indicii. Pentru a intra în concurs trebuie să înscrii pe site-ul primatv.ro în secțiunea dedicată două diferite din aceea zi. Ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Data despre vreme acum, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, Georgia. Bine te-am găsit, Georgia. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. E frig. Da, este e frig, un pic frig, așa da. Este. E toamnă. E frig, da, da. Și astăzi va ploua prin sud-estul țării, prin sud și prin sud-vest. Temperaturile nu urcă mai mult de 17 grade, temperaturile maxime. Sigur găsești ceva bun și frumos să ne spui. Sigur, sigur. Prin Europa. Prin Europa mai sunt zone, nu? Da, da. Vă dau detalii chiar acum. Așadar, pentru început, Europa. În peninsula balcanică și în estul Italiei sunt anunțate astăzi averse însoțite de tunete și fulgere și vânt mai intens, iar în unele locuri cantitățile de apă vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Nor mai mulți vor fi și prin nordul și nord-vestul Europei, iar în rest predomină vremea frumoasă. Cel mai cald rămâne în peninsula iberică, iată, 29 de grade avem la Lisabona. Iar în Europa sud-estică așteptăm temperaturi mai scăzute față de cele normale. Vremea va fi deosebit de rece astăzi în aproape toată țara. Pentru această dată, cerul rămâne acoperit, iar din când în când va ploua în sud-vestul țării și doar local în sud și sud-est. La munte, mai ales la altitudini mari, sunt așteptate precipitații mixte. Vântul va avea intensificări, în special în sud și prin Dobrogea, dar și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime astăzi pornesc, iată, de la 9 grade și se opresc la 17 grade, cu cele mai ridicate valori chiar aici, în partea de nord-vest. Să vedem cum va fi în București în următoarele 3 zile. Astăzi vremea devine și mai rece pentru această dată, iar cerul va fi înnorat. Spre seară va ploa slab și vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de până la 45-50 de kilometri pe oră. Temperatura maximă, iată, în capital ajunge astăzi doar până la 12 grade. Și să știți că nici în următoarele 2 zile nu se schimbă prea mult lucrurile, temperaturile rămân scăzute. Iată, 13 grade sâmbătă și cel mai mult duminică 14 grade, iar atmosfera va fi în general închisă. Mă întorc la voi. Mulțumim, Georgia. Mulțumim frumos, Georgia. Nu ne simțim confortabil atunci când ne lăsăm mașina în serviciu, pentru că nu știm ce se va întâmpla, dacă sunt folosite piesele originale sau dacă mecanicii își fac treaba așa cum scrie la carte. Prin intermediul unei aplicații, acum putem să urmărim pe internet tot ce se întâmplă cu mașina noastră atunci când este la reparat. Mai multe informații despre această platformă vom afla în scurt timp la Trend IT după publicitate. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți Cronica Express a zilei. Preț
prețul produselor fabricate în China a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii 13 ani. Indexul prețurilor producătorilor chinezi a crescut cu 9% în mai, comparativ cu luna similară a anului trecut. Este cea mai mare creștere anuală din septembrie 2008 până în prezent. National Geographic a anunțat că recunoaște oficial Oceanul Sudic ca oceanul numărul 5 al planetei. Oceanul Sudic se învecinează cu oceanele Pacific, Indian și Atlantic. National Geographic își va actualiza hărțile pe care le produce din 1915 pentru a introduce acest ocean. Revenit, doamnelor și domnilor. Care sunt cele mai importante știri ale acestei ore? Deși municipiul Iași se confruntă cu unul dintre cele mai mari numere de cazuri de COVID din România, mii de pelerini sunt așteptați la sărbătoarea Sfintei Parascheva. Autoritățile au anunțat măsuri sanitare stricte. Nou record negativ în România. 1556 de persoane sunt internate în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. Mai multe unități medicale din București vor fi transformate în spitale COVID pentru a suplimenta numărul de paturi la ATI. Premierul s-a răzgândit, a ajuns interimar Florin Câțu este de acord cu plafonarea tarifelor la energie. La finalul lunii august spunea că nu va interveni pentru a plafona prețurile. Autoritățile au decis uciderea unui urs din Suceava. Acesta este primul animal împușcat cu aprobarea Ministerului Mediului. Ursul a atacat și ucis mai multe animale sălbatice din zonă. O aplicație românească revoluționează industria de servicii auto. Creatorii săi spun că rezolvă problemele legate de gestionarea programărilor și a întregului proces de reparație al unei mașini care se află în serviciu. Mai multe detalii despre această platformă aflăm chiar acum la Trend IT alături de Bianca Iordache. Bun găsit! O nouă aplicație optimizează, organizează și simplifică acum toate operațiunile care sunt realizate într-un servis auto, indiferent că vorbim de un servis mic sau de o reprezentanță oficială. Mai multe informații despre aceasta ne oferă fondatorul aplicației, Dragoș Stan. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa cum spuneai și tu, Servify optimizează și simplifică toate operațiunile care se execută într-un service auto, dar mai mult decât atât, ce ne propunem noi să facem este să oferim o transparență clienților față de service. Practic, clientul unui service care folosește Servify este notificat asupra tuturor operațiunilor care se execută în service. De la schimbarea statusului, de exemplu, de la în lucru, ajunge mașina în așteptare, clientul este notificat, la fel cum este notificat și atunci când mașina este finalizată. În primul SMS pe care clientul îl primește, găsește și un link pe care îl deschide și acolo vede mai multe informații. Vede documentele care au fost emise până la acel moment, vede fotografii care au fost încărcate de către service, vede cine îi lucrează la mașină și statusul în timp real. Îmi spuneai mai devreme că este cel mai inteligent manager de service. De ce anume? Pentru că dacă se folosește corect și toate datele sunt introduse atunci când este cazul, se elimină erorile umane. Din păcate, foarte multe probleme în serviciuri apar din cauza că nu se introduc date sau nu se centralizează undeva, iar de acolo informația dispare și nu mai ajunge, nu știu, de la recepția serviciului la mecanic. Care sunt funcțiile acestei aplicații? Ce rezolvă mai exact această aplicație? Cred că una dintre cea mai importantă funcție și esența aplicației este faptul că poți să ai acces la toate informațiile din service de oriunde. Aici vorbim de la partea financiară, de la ce fac angajații și tot ce se întâmplă în serviciul tău. Cea mai mare problemă a clienților cu serviciurile auto este aceasta, transparență. De acolo pleacă foarte multe probleme din service și asta ne-am dorit să rezolvăm. Monitorizează indicatorii de performanță. Din nou, este un pas foarte important pentru că foarte mulți manageri de service nu știu în ce situație se află, nu știu exact ce profit au și ne-am dorit să facem asta. Profitul se calculează la sfârșitul zilei. Când ai terminat o zi, poți să știi exact cum a fost ziua respectivă sau trimestru sau luna respectivă
și așa mai departe. Economisești timp cu generarea documentelor. Din păcate, încă în România și în multe state din Europa, documentele în serviciuri se scriu, se folosește foaia și pixul. Am eliminat și acest lucru, totul se face automat. Odată ce datele au fost introduse, documentele se generează în mai puțin de un minut. Dragoș, în același timp, sunt mai multe tipuri de serviciuri în care poate fi implementată și acceptată această aplicație. Care sunt acestea? Reparații auto, aici vorbim de mecanică, electrică și tot ce ține de autoturisme, reparații utilaje, recondiționări de piese, tuning și ne uităm foarte mult și la domeniul de reparații biciclete, trotinete și motociclete. Aplicația este în cloud, nu se instalează. Ne-am dorit să facem acest lucru pentru a putea fi accesată de oriunde și de pe orice device. În momentul în care un service își creează cont, are niște pași simpli de urmat pentru a seta contul respectiv. Se introduc mecanicii, se introduc departamentele, rampele și toate informațiile care țin de serviciul respectiv. De acolo începe toată operațiunea, care este foarte simplă. Se pot introduce programări, se pot introduce mașini în service. După ce o mașină este introdusă în service, generăm în mai puțin de un minut toate documentele necesare, de la deviz, comandă de lucru, inspecție finală și așa mai departe. Spune-mi, te rog, cum s-au arătat serviciurile până în acest moment? Depinde de unde ne uităm. Managerii de service sunt încântați că au control asupra business-ului. O parte dintre angajați nu sunt încântați pentru că trebuie să facă lucrurile așa cum trebuie. Și nu mai pot să evite anumite operațiuni care, nu știu, inițial par nenecesare, dar la final se dovedesc a fi foarte utile. În același timp, utilizatorii au transmis un feedback? Da, utilizatorii sunt foarte încântați de faptul că primesc acele notificări și nu mai au grijă a mașinii. Toți știm că, nu știu, avem foarte mare grijă de mașina noastră și când o ducem în service, practic nu mai știm nimic despre ea și cred că aici am rezolvat o problemă destul de mare. Mulțumesc, Dragoș! Mulțumesc și eu pentru invitație! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând! După succesul filmelor cu James Bond, celebrul actor Daniel Craig are de acum o stea pe cunoscutul Boulevard Walk of Fame. Actorul a devenit starul cu numărul 2407, care primește o stea pe celebrul Boulevard Hollywoodian. Bond, any thug can kill. I have to know I can trust you. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. Rolul din James Bond i-a adus lui Craig nu doar faimă internațională, ci și mai multe nominalizări la categoria de cel mai bun actor într-un rol principal. Iar filmul Skyfall din 2012 i-a adus și mai multe premii pentru această categorie. Ladies and gentlemen, Daniel Craig. Thank you all for coming out this evening. I'm just incredibly touched to see you all here. It's this is sort of incredible and a great night. I never thought I'd hear myself saying this, but you know, it's an absolute honor to be walked all over in Hollywood. Craig l-a interpretat pe James Bond din 2006 până în prezent, iar steaua pe care a primit-o actorul are numărul 7007, care se leagă de numărul de cod al agentului 007. Daniel Craig a fost cel de-al șaptelea actor care l-a interpretat pe Bond de-a lungul timpului. Cel puțin 20 de oameni au murit și 200 au fost răniți în urma unui cutremur cu o magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter, care s-a produs în Pakistan. Tragedia a avut loc într-un district din sudul țării, iar autoritățile estimează că bilanțul final va fi cu mult mai mare. Seismul a avut loc la aproximativ 700 de kilometri sud-vest de capitala Islamabad și s-a produs la o adâncime de 20 de kilometri. În urma cutremurului, cei răniți au fost transportați de urgență la spital. Rudele acestora s-au grăbit și ele la spital pentru a afla detalii despre starea de sănătate a celor dragi. Tremura 3 zilzala hua hai, lekin abhi tak jitne serious mareez hai wo sab aspatal mein pade hue hain.
Porun cu coșare pe carne că e ambulanță ca întrezare. Cei cu răni mai grave au fost transportați cu ajutorul elicopterelor la spitalul din capitală. Am ne 200 se ziada casualties cu am logo ne manage kiya hai. Saath saath hamare jo 15 dead bodies hai wo hamare saath report hui hain. Wo jo severe injured the kuch ko to humne by road ambulance aur kuch private vehicle jo hai helicopter hum log jo hai transport kar. Inițial estimat la 5,9, iar apoi revizuit la 5,7, cutremurul a provocat alunecări de teren din cauza cărora peste 100 de case au fost distruse. Aceasta a fost prima oră de focus la prima oră. Ne revedem în câteva minute la OFIX. Rămâneți cu noi. Se pare că vor fi plafonate prețurile, tarifele la energie. Da, s-a răzgândit vis-a-vis de lucrurile pe care voia să nu le facă de nicio culoare premierul, care acum interimar Florin Câțu, da. Domnul și domnilor, ieri ora 8. Începe a doua oră de focus la prima oră. De care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Deși municipiul Iași se confruntă cu un număr extrem de mare de infectări cu SARS-CoV-2, mii de pelerini sunt așteptați la sărbătoarea Sfintei Parascheva. Autoritățile au anunțat măsuri sanitare stricte. Autoritățile au decis uciderea unui urs din județul Suceava. Acesta este primul animal împușcat cu aprobarea Ministerului Mediului. Ursul a atacat și ucis mai multe animale sălbatice din zonă. Premierul s-a răzgândit, a ajuns interimar Florin Câțu, este de acord cu plafonarea tarifelor la energie. La finalul lunii august spunea că nu va interveni pentru a plafona prețurile. Și nou record negativ în România. 1556 de persoane sunt internate în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. Mai multe unități medicale din București vor fi transformate în spitale COVID pentru a suplimenta numărul de paturi la ATI. Mii de pelerini au plecat deja spre Iași și sunt așteptați la Catedrala Mitropolitană cu ocazia sărbătorilor orașului și a manifestărilor dedicate Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Măsurile de ordine și siguranță publică, dar și de protecție sanitară, vor fi stricte, au anunțat autoritățile, care vor pune la dispoziția pelerinilor substanțe dezinfectante pentru mâini, vor lua măsuri de distanțare fizică și vor igieniza și dezinfecta periodic zonele de contact. Deși numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 este în creștere, la Iași autoritățile nu renunță la organizarea pelerinajului de Sfânta Parascheva. Sărbările Sfintei Parascheva se reduc propriu-zis la ziua de 14 octombrie, când va fi slujba Sfintei Liturghii. Având în vedere fluxul de pelerini pe care l-am constatat deja și gândindu-ne că am dorit ca acest flux să fie împărțit pe mai multe zile, vom scoate racla cu Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și după o mică procesiune vor fi așezate aceste Sfinte Moaște pe baldachinul amenajat special ca în fiecare an. Toți participanții la pelerinaj trebuie să poarte în permanență mască de protecție, care să acopere nasul și gura pe toată durata manifestărilor. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat că a anulat toate evenimentele conexe pelerinajului, organizate de regulă în această perioadă, cu excepția liturghiei de pe 14 octombrie. Racla va putea fi sărutată sau atinsă de credincioși și va fi curățată periodic. A mai fost o singură dată, acum e a doua oară. Eu mă rog pentru copii, pentru boli, este mai și tot așa, pentru toată lumea mă rog. De unde ați venit? Din județul Mureș. Tocmai până la Iași? Da, până la Iași. Ați mai fost la Sfântă? Odată, da, am mai fost. În București. Și ați venit la Iași la Sfântă? Da, da, în toți anii venim numai acum, în toți anii venim pentru că am simțit că ne ajută și pentru că așa este de Sfânta Parascheva. Autoritățile locale au anunțat că fac tot posibilul pentru a fi evitată aglomerația și pentru a fi respectate normele de protecție sanitară și de distanțare fizică. Toată atenția noastră se duce mai mult spre sărbătoarea religioasă, spre pelerinaj, unde sperăm să ne putem concentra cu toată energia noastră. Vrem să aducem cât mai multe măsuri de protecție, în special cu substanțe de protecție, cu substanțe sanitare, tot ce trebuie, mănuși, măști și celelalte lucruri de care e nevoie pentru a separa fluxurile de circulație. Pe traseul pelerinilor vor fi montate corturi, unde personalul medical va acorda primul ajutor și va face controle și recomandări de specialitate. De asemenea, primăria ieșană va monta ecrane pe care vor fi transmise imagini din timpul pelerinajului, inclusiv Sfânta Liturghie din 14 octombrie. Noi măsuri sanitare după ce în România se înregistrează zilnic aproape 15.000 de noi cazuri de COVID. Când intră în vigoare, aflăm în scurt timp, la focus la prima oră.
Nou record negativ așadar. 1556 de români sunt internați în stare gravă la terapie intensivă. În tot acest timp, la Spitalul Foișor din capitală, 23 de paturi de terapie intensivă sunt neocupate. Chiar dacă ar fi transformat acum în unitate suport COVID, spitalul ar putea ajuta doar cu 5 bolnavi, spune conducerea unității medicale. Aceeași situație este și la Spitalul Viting. Colega noastră Alexandra Popescu ne explică această situație. În primul rând, 1556 de oameni se află în stare gravă din cauza COVID-19. Avem peste 14.000 de cazuri, adică 14.467 în ultimele 24 de ore și 282 de decese. Și iată că sunt spitale unde paturile de terapie intensivă sunt goale. Vorbim aici despre Spitalul Foișor din capitală, unde sunt 24 de paturi de terapie intensivă, dintre care doar unul este ocupat. Angajații spitalului au trimis imagini către cotidianul Libertatea, prin care au arătat că paturile sunt libere și asta, iată, pentru condițiile în care sunt oameni care așteaptă un pat de terapie intensivă să se elibereze, oameni în stare gravă care așteaptă în unitățile de primiri urgențe. Instalația de oxigen nu face față, asta spune managerul spitalului Foișor, care de asemenea a transmis și printr-un comunicat de presă că dacă unitatea spitalicească ar fi transformată în suport COVID, atunci doar 5 paturi de terapie intensivă ar putea fi folosite pentru pacienții în stare gravă și asta pentru că, iată, instalația de oxigen nu face față unui număr mare de pacienți în stare gravă. Totuși, vorbim despre Spitalul Foișor, care în primăvară a fost unitate suport COVID și știm atunci imaginile dezastruoase cu oamenii care au fost externați în miez de noapte. S-a creat un haos total la acea dată. De asemenea, Spitalul Viting din capitală are locuri la terapie intensivă, 12 locuri libere în momentul de față la Spitalul Viting, însă surse din cadrul unității spun că unitatea nu poate fi transformată în suport COVID din cauza că nu se pot crea circuite separate pentru pacienții COVID. Vă reamintesc că până și Spitalul Viting a fost unitate suport COVID în primăvară. Din cauza variantei Delta, valul 4 al pandemiei este mult mai dur față de precedentele 3, iar soluția pentru a reduce numărul de infectări zilnice este vaccinarea. O spune Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de imunizare, care încurajează pe români să treacă pragul centrelor de vaccinare pentru a se imuniza și cu cea de-a treia doză. Gheorghiță a recunoscut că presiunea pusă pe spitale este uriașă și a comparat situația de acum din România cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut în Italia. Cu toate acestea, Valeriu Gheorghiță privește optimist către anul viitor. El susține că virusul își va pierde din putere și că va rămâne în continuare în circulație doar în sezonul rece. În perioada lunilor următoare, la nivel mondial, se va atinge rata de imunitate colectivă, pe de o parte prin vaccinare, pe de altă parte prin trecerea prin boală, pentru că varianta Delta este atât de contagioasă încât, așa cum am spus, în următoarea perioadă, majoritatea persoanelor care n-au niciun fel de protecție vor fi infectate. În felul acesta, numărul de cazuri noi de îmbolnăvire scade și implicit probabilitatea ca virusul SARS-CoV-2 să acumuleze mutații noi și să genereze o variantă mult mai adaptată, începe să scadă. Purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie de astăzi în toate spațiile publice închise și deschise din București. Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență vine după ce ieri în capitală a fost înregistrată o incidență de 11,49 la mie. Există și câteva categorii de persoane care sunt exceptate de la purtarea măștii. Angajatul care este singur în birou sau suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, în acest caz excepția se face pe baza unei evaluări a medicului de medicina muncii. Persoana care desfășoară activități fizice intense în condiții de muncă grea. Copiii cu vârstă mai mică de 5 ani. E bine, decizia are efecte și în platourile televiziunilor. Noi restricții în orașul Cluj-Napoca după ce rata de incidență a ajuns la 1,5 la mie. Astfel, în intervalul orar 20-5, persoanele nevaccinate nu au voie să iasă din casă fără declarație pe proprie răspundere, iar magazinele se vor închide la ora 22, oră după care se poate livra la domiciliu. Persoanele vaccinate și cele trecute prin boală nu sunt vizate de restricții. Aveți nevoie după ora 20 de certificatul de vaccinare sau... Da, le putem arăta. Puteți? Dacă vă rog.
Eu sunt într-o covorbire acolo, dar un pic din acolo. Ok, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc, o seară plăcută. După ora 20. Vă arăt și... Da, dacă vă rog. Da. Certificat de vaccinare. Ai și certificatul? Sigur. Și masca am, eu pun imediat. E aici. Având în vedere noile reglementări, suntem obligați să purtăm mască și în spațiile publice deschise. Am înțeles. Iar după ora 20, avem nevoie de certificatul de vaccinare ca să putem merge pe stradă. Sigur că da. Puteți să-mi le prezentați? O secundă, că l-am pe telefon. Aveți un act de identitate să vedem dacă numele corespunde cu cel din certificat. Am înțeles. Dacă mâncați, puteți să o dați jos când luați o gustare și după aceea să vă puneți. Ne conformăm, ce să facem. Nu sunt pro, nici contra vaccin și regulile astea cred că cumva constrâng oamenii să se vaccineze, dar fiecare face cum consideră. Eu m-am vaccinat, acum nu știu. La începutul săptămânii viitoare încep consultările la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Până atunci, PSD a anunțat că îi va face plângere penală premierului demis pentru că a favorizat primarii PNL din țară la alocarea banilor. În apărarea lui Florin Câțu a sărit președintele Iohannis, care a declarat că socialdemocrații sunt doar supărați că nu au ei putere de decizie. PSD l-acuză pe Florin Câțu că a împărțit primarilor PNL 150 de milioane de euro drept mită pentru că l-au votat la Congres, în timp ce restul edililor nu au primit mai nimic. Românii nu trebuie să sufere pentru ca Iohannis și Câțu să se răzbune pentru că am dat jos acest guvern. Revolta socialdemocraților a fost aspru taxată de președinte. Klaus Iohannis este de părere că guvernul Câțu a fost demis din cauza unor orgolii politicianiste care nu au ținut cont de interesul românilor. Este expresia unei frustrări pentru că nu ei sunt acolo la cheia banilor, dar am discutat de mult aceste chestiuni cu premierul Câțu. Și am primit toate asigurările că aceste alocări vor fi făcute strict în corelare cu nevoile comunității, autorității locale respective. Prăpastia dintre foștii parteneri de coaliție, USR și PNL, pare și ea din ce în ce mai mare. Acuzați și de președinte și de liberali că au părăsit guvernarea și au dat mâna cu PSD, cei de la USR spun că au ales să voteze moțiunea de cenzură pentru că Florin Câțu i-a tratat cu lipsă crasă de respect. Mai mult, vorbesc despre jaf din bani publici, un premier care a aprobat intempestiv și împotriva opiniei partenerilor de coaliție un program de 10 miliarde de euro, PNDL 3, în care nu există criterii de împărțire a banilor altele decât pixul său. Premizele unui jaf din bani publici. La Galați, 100 de primari PSD au protestat supărați că fie au primit prea puțin bani, fie deloc. Cât bani ați primit acum? Pentru comună? 0 lei. Și ce nevoie aveți? Vă dați seama că la o comună de 11.500 de locuitori, cred că aveam suficientă nevoie de bani. Nu am primit absolut nimic, nici la inundații, nici acum. Dacă Consiliul Județean nu o să ne ajute cu bani pentru asistență socială și pentru persoanele cu dizabilități, o să avem de luna care vine probleme, nu mai avem de unde să le mai dăm salariile. Pe fondul acestor acuzații, partidele parlamentare vor merge luni la Cotroceni, la negocieri pentru desemnarea unui nou premier. Dacă liderii formațiunilor vorbesc despre un cabinet de specialiști sau chiar despre anticipate, președintele Iohannis lasă de înțeles că nicio posibilitate nu este exclusă, nici chiar a unei noi desemnări a lui Florin Câțu. Consultările de luni vor începe la ora 12 cu cei de la PNL, urmând PSD de la ora 13 și USR de la ora 14. Cei care vor încheia seria consultărilor sunt minoritățile de la ora 17.
Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic, este acum alături de noi. Bună dimineața, Sebastian. Bună dimineața. Am văzut că din fondul de urgență, Florin Câțu a scos 1 miliard de lei pe care l-a direcționat către primari. Și atunci a apărut această ceartă. E o veșnică ceartă. Asta s-a întâmplat în ultimii ani cu absolut toate guvernările. Nu e o practică nouă ceea ce se întâmplă. Partidul, se vorbește de trădare. E vreo strategie? Partidul aflat la guvernare împarte bani către proprii primari. Uh-huh. Deci asta este o tehnică știută. Acum, această discuție apare în contextul congresului PNL, recent încheiat, cu victoria premierului Florin Câțu. Ori, înainte de congres, evident, Florin Câțu le-a promis primarilor bani pentru investiții pe plan local, în schimbul voturilor la congres, pentru că foarte mulți primari, cred că 90% dintre ei, au fost și delegați, deci votanți, la alegerile interne din PNL. Și, evident, acum Florin Câțu s-a bazat pe sloganul "Am promis, am făcut". Asta doar pentru activul de partid al PNL. Acum, sigur că PSD, care are cei mai mulți primari din țară, mai mulți decât PNL, și USR, care are totuși niște victorii importante, vorbesc aici de Alba Iulia, Brașov, Timișoara, orașe importante din țară conduse de USR, s-ar fi așteptat aceste două partide să primească bani, dacă tot vin bani din fonduri de rezervă, din acest miliard, să se ducă și către proiectele începute, demarate de primarii USR sau PSD. N-au mai ajuns banii și către PSD și USR, deci iată, scandalul e întoi. Sebastian, vom avea parte de un guvern minoritar, poate, și ce șanse ar avea el să și funcționeze așa cum trebuie? Tot aud acest scenariu cu guvern minoritar. Acest guvern minoritar nu pică de undeva din cer și se instalează automat. Apropo, ce înseamnă el? Automat la Palatul Victoria. Ca să ai un guvern interimar, oricine ar conduce acest guvern interimar, fie că e vorba de Florin Câțu sau de un alt premier, are nevoie de un vot din partea PSD interimar în Parlament. Minoritar. Okay. Acum avem un guvern interimar condus de Florin Câțu, okay, pe termen nelimitat, până la instalarea unui nou guvern cu puteri depline. Asta spune Constituția. Tu ai avut o gură aurită, știi, din ciclu, că știi că după aia s-ar putea să fie din nou Florin Câțu. Da, e posibil ca interimatul lui Florin Câțu să se prelungească pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru că nu există bariere constituționale în acest sens. Okay. Însă președintele Klaus Iohannis, el însuși, unul dintre oamenii care au vehiculat în spațiu public am putea avea un guvern minoritar, ceea ce înseamnă un guvern care nu are susținere parlamentară, trebuie să vină cu o variantă de prim-ministru. Ori acea variantă de prim-ministru, chiar dacă e Florin Câțu sau un alt nume de la PNL, are nevoie de un vot parlamentar ca să devii guvern minoritar, totuși trebuie să treci de votul Parlamentului. Ca să treci de votul Parlamentului, ai nevoie de sprijinul PSD pe față sau pe submasă. Pe submasă e greu de obținut totuși acest sprijin de la PSD, că e nevoie de vreo 50 de voturi. Ori o treime din partid, din PSD, să se rupă și să nu-l mai asculte pe Marcel Ciolacu doar ca să voteze în favoarea președintelui Klaus Iohannis sau unui guvern propus de președintele Klaus Iohannis, ar însemna o răzmeriță în partid. Deci nu e un scenariu neapărat care ar putea fi acest scenariu pus în practică doar pe baza unei înțelegeri între Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu. E foarte clar, e foarte simplu, fie la vedere, fie pe submasă. Altfel, nu văd cum ar putea fi instalat acest guvern minoritar, pentru că ar însemna, dacă PSD nu intră în acest joc, asta ar însemna ca USR să facă pace cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Florin Câțu, ceea ce mi se pare un scenariu și mai puțin probabil decât acela al susținerii PSD. Asta în condițiile care, da, chiar Iohannis și PNL văd în USR ca fiind marele inamic, exact, din acest moment, dușmanul de clasă. De o săptămână, zi de zi, asta auzim și de la premierul Florin Câțu și de la președintele Klaus Iohannis, că autorii morali ai acestei crize politice sunt liderii USR. Aici rămâne la latitudinea fiecăruia să înțeleagă cine e vinovatul. Vin pe turnantă social-democrații cu o strategie pentru negocierile de săptămâna viitoare? Voi îmi puneți niște întrebări punctuale și răspunsurile mele nu pot fi punctuale. Asta pentru că există un blocaj total în acest moment. PNL nu poate să facă singur o majoritate. USR nu poate să facă singur o majoritate, cum nici PSD nu are aliați ca să strângă o majoritate parlamentară. Deci cineva trebuie să cedeze. Fie cedează USR și se întoarce alături de PNL și UDMR, fie cedează PSD și îi acordă sprijinul lui Florin Câțu sau președintelui Klaus Iohannis. Adică Uniune Social-Liberală, cum a mai fost la un moment dat. Uniune Social-Liberală 2.0. Deci un guvern minoritar. Și cu un pic de aur.
Da, bravo. Exclus. Exclus, da. Aur nu va intra în această combinație pentru că una dintre, unul dintre mesajele puternice transmise de la Cotroceni e că Aur e un partid extremist care nu trebuie amestecat în jocul puterii. Deci cred că șeful statului, dar și PSD, aici se întâlnesc cumva, vor ambele părți să izoleze atât Aur cât și USR. Asta ar însemna, așa cum spunea Daniel, să asistăm la un USL, deci nu USR, un USL. USL. USL 2.0, un guvern PNL sprijinit parlamentar de PSD, însă n-aș băga mâna în foc nici pentru acest scenariu, pentru că văd foarte multă presiune, știu din interior că e foarte multă presiune din partea aleșilor locale ai PSD pe Marcel Ciolacu și nu cred că Marcel Ciolacu va oferi sprijinul unui guvern PNL, nu cred că va intra în acest joc. Deci puțin probabil USL 2.0. Da, puțin probabil, la fel cum puțin probabil să se întoarcă USR la guvernare, la fel cum puțin probabil să avem o nouă majoritate. Florin Cățu nu mai poate fi clar următoarea propunere a PNL. N-aș spune nici aici clar. Există, okay. Există o decizie a Curții Constituționale, aici și ai dreptate în acest sens. Ce alte nume ar putea fi dacă, mă rog, îl excludem pe Cățu? Da, cam în situația asta. Suntem de haos total. Tocmai de asta vă spuneam că nu pot să vă dau o variantă sigură. Dar Ilie Bolojan ar putea fi o variantă? Nu, n-ar putea fi. Ar putea fi doar o variantă teoretică. Ilie Bolojan nu este în relații foarte apropiate cu președintele Klaus Iohannis. Deci asta trebuie să faci, să fii în relații apropiate cu președintele Iohannis. Pentru că președintele Klaus Iohannis are putere deplină în a propune premier. Are asul din președintele Klaus Iohannis poate să asculte propunerile venite de la toate partidele și în același timp poate să ignore propunerile venite de la toate partidele. Și cine mai rămâne? Mai rămâne așa. De Florin Cîțu, clar. Rămâne să forțeze președintele Klaus Iohannis un nou guvern condus de Florin Cîțu, așa cum spuneam, minoritar, dar asta înseamnă cu sprijin PSD în Parlament, okay, sau cedează președintele Klaus Iohannis, vine cu un alt premier liberal și reface coaliția de guvernare. Rareș Bogdan, Marcel Vela, Lucian Bode, Nicolae Ciucă, sunt nume vehiculate în acest moment în PNL pentru a forma un nou guvern, însă liberalii, am văzut, sunt deocamdată bloc în spatele lui Florin Cîțu. Mesajul PNL și mesajul președintelui este foarte clar, îl vrem în continuare pe Florin Cîțu în fruntea guvernului, deocamdată nu are o majoritate. Da. Dacă ar fi să recapitulăm tot ce s-a întâmplat cumva în ultima perioadă, care au fost cele mai grave greșeli pe care le-a făcut Florin Cîțu de s-a ajuns în situația de astăzi, Sebastian? E foarte complicat să facem o astfel de analiză, pentru că din moment ce spui Florin Cîțu a greșit, de exemplu, când l-a dat afară pe ministrul justiției Stelian Ion. Și asta ce e, aroganță sau nepricepere? Exact, da. o să vină liberalii și o să spună da, dar Stelian Ion nu și-a respectat atribuțiile de ministru, n-a dat acel aviz pe programul Angel Salini. Dacă spui de Vlad Voiculescu, o să vină iarăși tabăra liberală și o să spună da, dar Vlad Voiculescu nu și-a făcut treaba ca ministru al sănătății în plină pandemie. Dacă spui că Florin Cîțu s-a portat arogant, o să vină fanii lui Florin Cîțu și o să-ți arate pozele cu Superman de pe Facebook. Și așa mai departe. Deci aici este pur și simplu o încleștare, nu doar între USR și PNL, ci între toate taberele politice, între USR, PNL, PSD și AUR. Singurul partid care stă pe margine și așteaptă rezolvarea crizei, fără absolut nicio emoție, este UDMR. UDMR este partidul care își așteaptă în continuare partenerii de guvernare. Și mai rămâne Ludovic Orban cu cei 40 de oameni. E o problemă oameni. Foarte importantă, da? Vedem o treime din partid, dintre parlamentarii Partidului Național Liberal, sunt de partea învinsului de la Congres. Asta rar se întâmplă în cazul unui partid politic. De obicei, după un congres, toată lumea se aliniază în spatele învingătorului, pentru că învingătorul reprezintă puterea. Însă, în acest moment, Ludovic Orban poate să controleze, poate să-i strice jocurile președintelui Klaus Iohannis. Dacă Iohannis va insista cu Cîțu și Cîțu va ajunge din nou în Parlament pentru a primi un vot de încredere, voturile controlate de Ludovic Orban pot fi decisive în defavoarea lui Florin Cîțu. Te-aș întreba care este invitatul, pentru că viitorul e clar, e tulbure. Deci care e invitatul de duminică? Invitatul de duminică va fi Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD. PSD joacă un rol foarte important. De fapt, asistăm aici la un balet în doi, la un tandem politic. Klaus Iohannis versus PSD. Orice mișcare făcută de Klaus Iohannis trebuie validată sau distrusă în Parlament de PSD. Deci în momentul acesta avem doi poli importanți care joacă politic.
Klaus Iohannis versus PSD și voi discuta cu Vasile Dâncu despre toate soluțiile în care poate fi implicat PSD într-o eventuală coaliție de guvernare. Da, sunt foarte curios. Sunt foarte curios să văd dacă PSD riscă să susțină un guvern propus de președintele Klaus Iohannis, dacă îi va face hachițele președintelui, da, sau dacă va juca dur până la capăt și, de exemplu, se poate ajunge chiar la suspendarea președintelui Iohannis. Urmărim și noi scenariile, asta, da, Sebastian. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. Mergem un pic mai departe către o chestiune care până la urmă a fost la un moment dat discutată în Parlament, după care s-au răzgândit și iată că într-un final a fost ucis unul dintre cei doi urși pentru care reprezentanții direcției silvice Suceava au primit derogare din partea Ministerului Mediului pentru a fi împușcați. Este vorba despre o femelă de peste 200 de kilograme care a ucis mai multe animale sălbatice și a atacat mai multe gospodării din zona Crucea. Ce se va întâmpla acum cu animalul sacrificat ne poate spune colegul nostru Cristian Cosmaciuc. Cristian, te ascultăm. Bună dimineața! Exemplarul urmează să fie dus la ocolul silvic de la Pojorâta, unde îi se va face analiza de trichineloză, iar în cazul unui rezultat negativ, carnea lui va fi comercializată. În ceea ce privește blana animalului, reprezentanții direcției silvice Suceava spun că aceasta va fi prelucrată și cel mai probabil va ajunge la una dintre cabanele silvice de vânătoare ale RomSilva. Aceștia mai precizează că ursoaica ucisă, care cântărea mai bine de 200 de kilograme, nu avea pui și nu era nici gestantă. Aceasta a creat agonie în ultimele luni în rândul oamenilor din localitatea Crucea, dar și în împrejurimi. A dat buzna prin gospodării de nenumărate ori, ba chiar a și produs 6 atacuri, în urma cărora a ucis 9 oi, 2 capre și 3 bovine. Pe deasupra a distrus și 12 stupi de albine, pagubele totale create de animal fiind de peste 10.000 de lei. La Pojorâta se află și al doilea urs pentru care s-a obținut derogare de la minister pentru a fi ucis. Acesta a atacat în ultimele luni mai multe ferme din localitate, creând de asemenea pagube uriașe. Administratorii fondului cinegetic de aici mai au la dispoziție o săptămână pentru a ucide animalul, conform derogării de la guvern. În urmă cu câteva zile au fost împușcați alți doi urși extrem de agresivi din județul Argeș, vizați de asemenea de ordinul emis de minister. Mai mult decât atât, autoritățile anunță că numai în luna septembrie, mai bine de 20 de urși din întreaga țară au fost fie alungați în pădure, fie tranquilizați și relocați. Atât de aici. La revedere! Un bărbat în vârstă de 41 de ani a murit aseară după ce a fost lovit de două mașini pe raza localității Răcarii de Sus din județul Dolj. Victima se afla pe partea carosabilă atunci când a fost acroșată de un autoturism condus de o tânără de 23 de ani. În urma impactului, bărbatul a fost proiectat într-un alt autoturism. Cei doi tineri șoferi au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Georgia, spune-mi că duminică e mai bine. Bună dimineața din nou, bună dimineața tuturor. Ei bine, până duminică să știți că vremea este deosebit de rece și nu doar asta, dar și vântul ne dă bătăi de cap până astăzi, până acum, la ora 10 și avem două coduri galbene în vigoare. Vorbim de intensificare ale vântului și intensificări susținute ale vântului valabile pentru sudul, estul, nord-vestul țării și centrul țării. Vorbim de rafale 45-55 de kilometri pe oră, iar în Cara Severin, chiar în sudul județului, rafale la timp chiar și 100 de kilometri pe oră. Detalii, da, te rugăm, important. Detalii mai multe chiar acum. Așadar, vremea va deveni deosebit de rece astăzi pentru această dată. Cerul rămâne acoperit, iar din când în când va ploua în sud-vestul țării și doar local în sud și sud-est. La munte, mai ales la altitudini mari, sunt așteptate precipitații mixte. Vântul va avea intensificări, în special în sud și prin Dobrogea, dar și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime pornesc de la 9 grade și se opresc la 17 grade, cu cele mai ridicate valori în partea de nord-vest. Mâine rămânem cu temperaturi scăzute, iar dacă locuiți în Banat sau Oltenia, să știți că veți avea nevoie de umbrelă. Sunt șanse să plouă, să știți, și prin Dobrogea și Muntenia, iar la munte, la altitudini mari, deja vorbim de nisori. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade. Mergem mai departe acum cu capitala să vedem cum va fi în București în următoarele 3 zile. Astăzi vremea devine și mai rece pentru această dată, iar cerul va fi înnorat spre seara.
seară va ploua slab și vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de până la 45-50 de km pe oră. Temperatura maximă ajunge astăzi, iată, doar până la 12 grade și să știți că nici în următoarele două zile nu se schimbă prea mult lucrurile, temperaturile rămân scăzute, iată, 13 grade sâmbătă și cel mult 14 grade duminică, iar atmosfera va fi în general închisă. La munte va ploua în masivele sudice, iar la altitudini de peste 1500 de metri apare Lapovița, vântul va fi mai intens, mai ales în prima parte a zilei, iar temperaturile mai scad față de zilele anterioare. Cel mai rece va fi, iată, la Sinaia, doar 5 grade Celsius, iar la Stâna de Vale, puțin mai bine, 11 grade. Mulțumim tare mult, Georgia. Georgia. Prima TV te provoacă din nou la concurs. Uită-te la Prima TV, prinde cuvintele indicii din timpul programelor și poți câștiga zilnic 100 de euro. Marele premiu al concursului toamnei îți oferă o vacanță de vis, un sejur de lux pentru întreaga familie la munte la Predeal. Toamna aceasta Prima TV te cucerește cu noi primii pe cuvânt. Indiciile zilei pot fi găsite în programele Prima TV zilnic între orele 6 și 24 în emisiunile și filmele difuzate de Prima TV. Într-o singură zi pe micul ecran vor apărea mai multe indicii. Pentru a intra în concurs trebuie să înscrii pe site-ul primatv.ro în secțiunea dedicată două indicii diferite din aceea zi. Ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim în câteva minute, rămâneți cu noi. Am revenit, doamnelor și domnilor, yachtingul, golful sau tenisul de câmp sunt unele dintre cele mai costisitoare sporturi. Iar dacă vă gândiți să vă apucați de practicarea unei asemenea activități, trebuie să luați în calcul și costul unor ținute pe măsură. Cât și în ce ținute ar trebui să investiți pentru a avea o imagine impecabilă pe terenul de joc, aflăm de la colegul nostru Constantin Opriș. Bună dimineața, bine v-am găsit! De data aceasta vreau să vorbim puțin despre cum îți asortezi ținutele în funcție de competițiile sportive sau de sportul pe care îl practica și cum putem face lucrul ăsta cel mai bine. Alin Copundeanu, bună dimineața, bine ai venit în focus la Prima Oră. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Așadar, multe sporturi, multe pasiuni în piața antreprenorilor din România. Tot timpul mi s-a părut extrem de interesant cum reușesc antreprenorii sau cei care practică diverse sporturi să își asorteze ținutele și am zis să începem cu yachtingul de data aceasta și tu și eu fiind pasionați de yachtingul pe care îl vedem în imagine alăturate. Așadar, cum ne punem ținutele? Păi, întotdeauna când suntem atenți cum ne îmbrăcăm la birou, suntem atenți cum ne îmbrăcăm și în afara biroului, mai ales când mergem la yachting în weekend. Și aici putem să vorbim de două tipuri de vestimentație. Odată vorbim de vestimentația tehnică, ce ne protejează de vânt, de ploaie, unde mergem pe niște repere cu cunoscute, niște branduri care produc genul ăsta de echipament. Și apoi vorbim de acea vestimentație relaxată pe care o purtăm în marină sau când ne pregătim să ieșim cu barcă. Noi, ca și brand, acolo intervenim și avem grijă de imaginea domnilor. Și cel mai ușor când mergem la yachting, mai ales că mergem într-o perioadă caldă, vorbim de o cămașă dintr-un material lejer, dintr-un in sau un in cu bumbac, și o pereche de pantaloni care pot fi și scurți, tot din aceeași textură, in sau in cu bumbac. Iar când se lasă seara și bate deja briza mării, putem să punem pe deasupra și un sacou, tot așa din in sau dintr-o lână subțire. Bun, yachtingul este un sport scump, am putea să-i spunem. Sunt și ținutele la fel de scumpe pe cât este yachtingul? Nu consider că e neapărat un sport scump, depinde cum abordăm acest sport. Iar ținutele, dacă sunt de calitate, au un preț care le reflectă calitatea, dar nu este prohibitiv. M-aș îndrepta către un sport care este cumva pe aceeași treaptă cu yachtingul, vorbim despre golf. A fost ușor mediatizat în ultima perioadă și te-aș întreba la capitolul golf, cum ar trebui antreprenorii și cei care practică acest sport să se îmbrace? Da, la golf, așa cum vorbeam și de yachting, sunt niște chestiuni specifice pe care trebuie să le aibă vestimentația. Nu trebuie să fie atât de tehnice ca în cazul yachtingului, dar sunt niște detalii finuțe. De exemplu, pantaloni au niște prinderi speciale să așezăm acele ace pe care punem mingile de golf. Trebuie să aibă o elasticitate
aparte, pentru că trebuie să fie fibra comodă, să putem să jucăm efectiv, să ne simțim confortabil pe teren. Iar culorile cele mai folosite aici sunt mai mult în zona de natură, da? Verdele, marou, ca să ne integrăm în peisaj. Și aș încheia pe final cu tenisul. Aici, cum stăm la capitolul cod vestimentar și ce fel de investiții ar trebui să facem atunci când ne apucăm de sportul ăsta? Cred că tenisul e un pic mai răspândit decât golful și yachtingul și atunci sunt mult mai multe opțiuni din punct de vedere vestimentar și ținutele sunt mai legere, vorbim cel mai adesea de pantalon scurt și un tricou polo. E foarte importantă partea tehnică, elasticitatea, cât de bine respiră organismul. Și cred că costurile sunt mai mici decât la yachting și la golf, cu siguranță. În regulă. Alin Copundeanu, mulțumim mult pentru informațiile aduse astăzi în Focus la prima oră. Avem nevoie de activități sportive și de ținute pe măsură. Mulțumim mult! Mulțumesc de invitație! Un american din statul California a câștigat la loteria Powerball 669,8 milioane de dolari. Este al șaptelea cel mai mare câștigător din istoria loteriei americane și al cincinea cel mai mare la Powerball. Bărbatul nu a vrut să-și dezvăluie identitatea și are de ales între a primi acum tot câștigul sau sub forma unei rente plătite timp de 30 de ani. Dar nu toți banii vor ajunge în buzunarul americanului. El va primi cu mai puțin 119 milioane de dolari. Asta înseamnă impozitul aferent câștigului. Dacă în România zilnic peste 15.000 de oameni se infectează cu virusul SARS-CoV-2, autoritățile de la Atena au decis că relaxează restricțiile. Decizia a fost luată după ce 65% dintre greci s-au vaccinat anticovid cu cel puțin o doză și în jur de 62% cu ambele doze. Autoritățile au decis să elimine interdicția circulației pe timp de noapte, iar cei vaccinați vor putea merge în restaurante, baruri și cafenele. Până la finalul anului, autoritățile de la Atena vor începe administrarea celei de-a treia doze de vaccin. E demers aceasta... în Grecia. E demers în Grecia, așa este, fără restricții, Grecia, dar oamenii aia probabil că s-au vaccinat. 65% este un procent foarte bun la care poate vom ajunge și noi într-o bună zi. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost a doua oră de Focus la prima oră. Ne revedem în câteva minute la 9 fix. Vă reamintim că ne găsiți pe Facebook, Focus la prima oră, pe WhatsApp și Telegram, la numărul de telefon 0720111199, dar și pe site-ul nostru, focusprimatv.ro. Ne puteți urmări și pe primaplay.ro, platforma noastră de conținut digital. Rămâi așadar pe Prima TV. După ce aude destul de mult în stânga și în dreapta. Pe conducerea dacă... Pfizer a spus Moderna că da, la anul am putea că să scăpăm. Că ar... un virus sezonier de sezon rece. Da, 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 da. Cumva asemănător cu gripa, ceea ce invocă foarte mult antivacciniștii. Doamnelor și domnilor, am revenit o nouă oră de Focus la prima oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Deși municipiul Iași se confruntă cu un număr extrem de mare de infectări cu SARS-CoV-2, mii de pelerini sunt așteptați la sărbătoarea Sfintei Parascheva, autoritățile au anunțat măsuri sanitare stricte. Nou record negativ în România, 1556 de persoane sunt internate în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. Mai multe unități medicale din București vor fi transformate în spitale COVID pentru a suplimenta numărul de paturi la ATI. Autoritățile au decis uciderea unui urs din județul Suceava. Acesta este primul animal împușcat cu aprobarea Ministerului Mediului. Ursul a atacat și ucis mai multe animale sălbatice din zonă. Și premierul s-a răzgândit. Ajuns interimar Florin Câțu este de acord cu plafonarea tarifelor la energie. La finalul lunii august spunea că nu va interveni pentru a plafona prețurile. Mii de pelerini au plecat deja spre Iași și sunt așteptați la Catedrala Mitropolitană cu ocazia sărbătorilor orașului și a manifestărilor dedicate hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Măsurile de ordine și siguranță publică, dar și cele de protecție sanitară vor fi stricte, au anunțat autoritățile, care vor pune la dispoziția pelerinilor substanțe dezinfectante pentru mâini, vor lua măsuri de distanțare fizică și vor igieniza și dezinfecta periodic zonele de contact. În această dimineață, racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă în curtea catedralei. Colega noastră Daria Diaconuc este acum la Catedrala Mitropolitană. Bună dimineața, Daria. Care este atmosfera, Daria, printre pelerini?
Bun găsit, da, deja au venit foarte mulți pelerini din mai multe colțuri ale țării, așa cum se întâmplă de altfel în fiecare an la acest pelerinaj și pe lângă moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care sunt așezate pe baldachinul din spatele meu, au fost aduse și moaștele Sfântului Gheorghe, pelerinul de la Mănăstirea Văratec pentru acest an, așa se întâmplă de altfel, de fiecare dată sunt aduse și alte moaște pe lângă cele ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerini din mai multe colțuri ale țării au venit să se închine și spun că le prinde foarte bine să ajungă la pelerinajul de la Iași. Autoritățile, într-adevăr, susțin că nu trebuie neglijate toate măsurile de protecție sanitară și dacă cumva ei nu au măști sau dezinfectanți, vor fi oferite de către voluntari. Un culoar unic creat tot în spatele meu, într-o parte a municipiului Iași, pregătit de jandarmi deja de ieri, dinainte de a fi scosă racla aici în curtea Catedralei Mitropolitane, un prim moment important din pelerinajul din acest an, la care sunt așteptați în continuare să vină pelerinii așa cum o fac de fiecare dată. Până acum nu au fost incidente și sperăm să nu fie în continuare. Cei care ajung la Iași trebuie să știe că neapărat trebuie respectate aceste condiții în situație de pandemie și următorul moment important, aș mai spune, va fi pe data de 14 octombrie, când va fi Sfânta Liturghie, care va fi oficiată în cealaltă parte a Mitropoliei. Atât de aici, la revedere! Mulțumim frumos, Daria! Un nou proiect inițiat de Gașca Zurli va începe pe 12 octombrie. Cum vrea Gașca Vesele să aducă un zâmbet copiilor bolnavi de cancer? Aflăm în scurt timp la Focus la prima oră, chiar de la Mirela Retegan. Până atunci vorbim despre un nou record, un nou record negativ. 1556 de români sunt internați în stare gravă la terapie intensivă. În tot acest timp, la Spitalul Foișor din capitală, 23 de paturi de terapie intensivă sunt neocupate. Chiar dacă ar fi transformat acum în unitate suport COVID, spitalul ar putea ajuta doar 5 bolnavi, spune conducerea unității medicale. Aceeași situație este și la Spitalul Vitin. Colega noastră, Alexandra Popescu, ne dă detalii. În primul rând, 1556 de oameni se află în stare gravă din cauza COVID-19. Avem peste 14.000 de cazuri, adică 14.467 în ultimele 24 de ore și 282 de decese. Și iată că sunt spitale unde paturile de terapie intensivă sunt goale. Vorbim aici despre Spitalul Foișor din capitală, unde sunt 24 de paturi de terapie intensivă, dintre care doar unul este ocupat. Angajații spitalului au trimis imagini către cotidianul Libertatea, prin care au arătat că paturile sunt libere și asta, iată, pentru condițiile în care sunt oameni care așteaptă un pat de terapie intensivă să se elibereze, oameni în stare gravă care așteaptă în unitățile de primiri urgențe. Instalația de oxigen nu face față, asta spune managerul spitalului Foișor, care de asemenea a transmis și printr-un comunicat de presă că dacă unitatea spitalicească ar fi transformată în suport COVID, atunci doar 5 paturi de terapie intensivă ar putea fi folosite pentru pacienții în stare gravă și asta pentru că, iată, instalația de oxigen nu face față unui număr mare de pacienți în stare gravă. Totuși, vorbim despre Spitalul Foișor, care în primăvară a fost unitate suport COVID și știm atunci imaginile dezastruoase cu oamenii care au fost externați în miez de noapte. S-a creat un haos total la acea dată. De asemenea, Spitalul Viting din capitală are locuri la terapie intensivă, 12 locuri libere în momentul de față la Spitalul Viting, însă surse din cadrul unității spun că unitatea nu poate fi transformată în suport COVID din cauza că nu se pot crea circuite separate pentru pacienții COVID. Vă reamintesc că până și Spitalul Viting a fost unitate suport COVID în primăvară. Din cauza variantei Delta, valul 4 al pandemiei este mult mai dur față de precedentele 3, iar soluția pentru a reduce numărul de infectări zilnice este vaccinarea. O spune Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de imunizare, care încurajează pe români să treacă pragul centrelor de vaccinare pentru a se imuniza și cu cea de-a treia doză. Gheorghiță a recunoscut că presiunea pusă pe spitale este uriașă și a comparat situația de acum din România cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut în Italia. Cu toate astea, Valeriu Gheorghiță privește optimist către anul viitor. El susține că virusul își va pierde din putere și va rămâne în circulație doar în sezonul rece.
În perioada lunilor următoare, la nivel mondial, se va atinge rata de imunitate colectivă, pe de o parte prin vaccinare, pe de altă parte prin trecerea prin boală, pentru că varianta Delta este atât de contagioasă încât, așa cum am spus, în următoarea perioadă, majoritatea persoanelor care n-au niciun fel de protecție vor fi infectate. În felul acesta, numărul de cazuri noi de îmbolnăvire scade și implicit probabilitatea ca virusul SARS-CoV-2 să acumuleze mutații noi și să genereze o variantă mult mai adaptată, începe să scadă. Purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie de astăzi în toate spațiile publice închise și deschise din București. Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență vine după ce ieri în capitală a fost înregistrată o incidență de 11,49 la mie. Există și câteva categorii de persoane care sunt exceptate de la purtarea măștii. Angajatul care este singur în birou sau suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, în acest caz excepția se face pe baza unei evaluări a medicului de medicina muncii. Persoana care desfășoară activități fizice intense în condiții de muncă grea și copiii cu vârstă mai mică de 5 ani. Decizia are efecte și în platourile televiziunilor. Noi restricții în orașul Cluj-Napoca după ce rata de incidență a ajuns la 1,5 la mie. Astfel, în intervalul 20:05 dimineața, persoanele nevaccinate nu au voie să iasă din casă fără declarație pe proprie răspundere, iar magazinele se închid la ora 22, oră după care pot livra la domiciliu. Așadar, persoanele vaccinate și cele trecute prin boală nu sunt vizate de restricții. Aveți nevoie după ora 20 de certificate de vaccinare sau... Da, da, le putem arăta. Puteți? Da, vă rog. Eu sunt recomandabilă acum, dar un pic. Așa, da, da, da. Ok, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc că o seară plăcută. După ora 20 vă arăt și... Da, dacă vă rog, certificat de vaccinare. Aici certificatul? Sigur. Și masca am, eu punem în dreptul. E aici. Având în vedere noile reglementări, suntem obligați să purtăm mască și în spațiile publice deschise. Acum am intrat. Am înțeles. Iar după ora 20, avem nevoie de certificatul de vaccinare ca să putem merge pe stradă. Sigur că da. Puteți să mi-l prezentați? O secundă, că l-am pe telefon. Aveți și un act de identitate să vedem dacă numele corespunde cu cel din certificat. Am înțeles. Dacă mâncați, puteți să o dați jos când luați o gustare și după aceea să vă puneți. Ne conformăm, ce să facem. Nu sunt pro nici contra vaccin și regulile astea cred că cumva constrâng oamenii să se vaccineze, dar fiecare face cum consideră. Eu m-am vaccinat, acum nu știu. Premierul demis Florin Câțu deja își pregătește planurile în eventualitatea în care se va reîntoarce la Palatul Victoria. Șeful executivului a anunțat că va plafona prețul la energie. Asta chiar dacă în luna august spunea că acest scenariu nu este posibil. Până atunci, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care vor fi compensate facturile românilor la energie și gaze. Vă spun din capul locului că nu vom interveni pentru a plafona prețurile. Asta ca să fie foarte clar. La decizia ca Partidul Național Liberal și Guvernul să susțină plafonarea prețurilor la energie în România va fi o decizie luată în prima ședință de guvern după ce se va rezolva criza. 5 săptămâni a durat ca Florin Câțu să se răzgândească. Deși era vehement că nu ia în calcul o plafonare a prețului la energie, acum, după ce a ajuns interimar, a revenit la gânduri mai bune la care sperau milioane de români. Vrea să plafoneze tarifele la energie, doar că nu mai poate, fiind premier interimar cu atribuții limitate. Klaus Iohannis nu vede nicio problemă în schimbarea bruscă de opinie a premierului Câțu și spune că prețul ridicat al energiei este o problemă la nivel european, pe care o va discuta și la Consiliul European de la finalul acestei luni. Până atunci, ministrii energiei vor discuta împreună cu Comisia cele mai bune măsuri și
cum aceste măsuri la nivel european trebuie corelate, trebuie negociate, discutate. Nu vom putea să luăm măsuri foarte repede. De aceea, una din măsurile posibile este, sigur, plafonarea, o măsură care poate să ne treacă prin iarnă până când se pot pune în practică alte măsuri. Și am și făcut deja o plafonare indirectă prin acea ordonanță către clientul Carvin și probabil așa se va și întâmpla. V-am mai spus când am prezentat ordonanța de urgență privire la compensare, că în cazul în care situația pe piață trebuie să intervenim din nou. Dan Vâlceanu, ministrul interimar al finanțelor, spune de asemenea că nimeni nu-și dorește plafonarea, însă situația în care s-a ajuns impune astfel de măsuri. La începutul acestei săptămâni, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru compensarea facturilor la energie și gaze. 13 milioane de români vor beneficia de această măsură în sezonul rece, care se va acorda pentru consumul mediu. A fost ucis unul dintre cei doi urși pentru care reprezentanții Direcției Silvice Suceava au primit derogare din partea Ministerului Mediului pentru a putea fi împușcați. Este vorba despre o femelă de peste 200 de kilograme care a ucis mai multe animale sălbatice și a atacat mai multe gospodării din zona Crucea. Ce se va întâmpla acum cu animalul sacrificat, ne spune colegul nostru Cristian Cosmaciuc. Exemplarul urmează să fie dus la ocolul silvic de la Pojoruta, unde îi se va face analiza de trichineloză, iar în cazul unui rezultat negativ, carnea lui va fi comercializată. În ceea ce privește blana animalului, reprezentanții Direcției Silvice Suceava spun că aceasta va fi prelucrată și cel mai probabil va ajunge la una dintre cabanele silvice de vânătoare ale RomSilva. Aceștia mai precizează că ursoaica ucisă, care cântărea mai bine de 200 de kilograme, nu avea pui și nu era nici gestantă. Aceasta a creat agonie în ultimele luni în rândul oamenilor din localitatea Crucea, dar și în împrejurimi. A dat buzna prin gospodării de nenumărate ori, ba chiar a și produs 6 atacuri, în urma cărora a ucis 9 oi, 2 capre și 3 bovine. Pe deasupra a distrus și 12 stupi de albine, pagubele totale create de animal fiind de peste 10.000 de lei. La Pojoruta se află și al doilea urs pentru care s-a obținut derogare de la minister pentru a fi ucis. Acesta a atacat în ultimele luni mai multe ferme din localitate, creând de asemenea pagube uriașe. Administratorii fondului cinegetic de aici mai au la dispoziție o săptămână pentru a ucide animalul, conform derogării de la guvern. În urmă cu câteva zile au fost împușcați alți doi urși extrem de agresivi din județul Argeș, vizați de asemenea de ordinul emis de minister. Mai mult decât atât, autoritățile anunță că numai în luna septembrie, mai bine de 20 de urși din întreaga țară au fost fie alungați în pădure, fie tranquilizați și relocați. Un bărbat în vârstă de 41 de ani a murit aseară după ce a fost lovit de două mașini pe raza localității Răcarii de Sus din județul Dolj. Victima se afla pe partea carosabilă atunci când a fost acroșată de un autoturism condus de o tânără de 23 de ani. În urma impactului, bărbatul a fost proiectat într-un alt autoturism. Cei doi tineri șoferi au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Doamnelor și domnilor, este ziua eșarfelor colorate, este noua campanie inițiată de Mirela Retegan și Gașca Zurli. E o campanie care, da, bună dimineața, Mirela, bună ar fi dimineața. Bine să ne explici tu dincolo de ce am putea citi noi. Bună ce dimineața. Înseamnă această campanie? Este o campanie pe care noi o dedicăm copiilor din oncopediatrie. Așa cum se știe deja, de câteva ori pe an noi reușim să ajungem în cele 9 spitale din România, unde sunt internați aproape 1000 de copii. Trăim vremuri grele, avem probleme mari de zi cu zi cu masca, cu distanțarea, cu virusul, dar în spitale există copii cu alte boli și care au nevoie de noi și în perioada asta. Și noi ne-am străduit foarte tare să nu-i uităm și să nu ne lăsăm copleșiți de toate problemele curente, pentru că ei au fost acolo și înainte de pandemie și o să mai rămână câțiva dintre ei acolo și după ce trece pandemia. Așa că noi încercăm să ajungem cât mai des la ei. Adică descrie mecanismul.
Ziua eșarfelor colorate este o zi pe care le-o dedicăm lor, 12 octombrie. Este ziua noastră de naștere. Zurli face 15 ani pe 12 octombrie. Mulți ani înainte. Mulțumim. Și începând de anul trecut am ales ca această zi să le fie dedicată lor. Este ziua în care invităm pe oameni să poarte o eșarfă colorată, să facă o postare pe Instagram sau pe Facebook și să scrie un mesaj pentru acești copii. Părinții lor le citesc, pentru ei sunt foarte importante toate mesajele pe care ajung la ei. Apoi noi, Gașca Zurli, ne împărțim în trei raze ale României. Trei echipe, trei grupuri. O echipă pleacă la Constanța și Iași, o altă echipă pleacă la Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, Brașov, o altă echipă Craiova și București, acolo unde sunt secții de oncopediatrie. Dar cumva reușiți să-i acoperiți pe toți din țară? Da. Asta era cumva... rămâne nimeni pe din afară. Nu rămâne nimeni pe din afară. Ei, cei care sunt externați și sunt în casele, acasă la ei, primesc pachete prin Magic Camp, care are o evidență a lor. Și ce conțin pachete? Noi le spunem kituri de toamnă, pentru că în fiecare pungă există o pijama, papuci, prosoape, obiecte de igienă personală, jocuri, cărți, ceva de mâncat, ceva de jucat, ceva de îmbrăcat, ceva de bucurat. Știi ce se întâmplă, Irina? Atunci când vine un astfel de diagnostic într-o familie, unul dintre părinți rămâne blocat pe un scaunel lângă patul de spital, celălalt muncește ca să plătească analize, medicamente. Chiar contează punguța asta pe care o strângem împreună cu oamenii care donează bani, iar eșarfele colorate sunt eșarfe pe care noi le-am scos la licitație pe pagina de Facebook Ziua Eșarfelor Colorate. Okay. Și toți banii pe care noi îi strângem se transformă în aceste kituri de toamnă. Deci, dincolo de faptul că voi scoateți eșarfele pe care le-ai menționat la licitație, sunt donații care vin din partea oamenilor. Poți să doneze de oriunde. Există un cont pe Galanton, acolo unde noi facem aceste campanii, sau direct în Fundația Zurli. Toate detaliile le găsesc pe fundațiazurli.ro, pe Zurli, pe paginile mele. E imposibil. Dai Ziua Eșarfelor Colorate și vezi cum poți să participi. Și cum merg donațiile? Că perioada asta e destul de ciudată. Greu. Ai estimat asta... un buget? Nu știu, vă bazați pe ceva? Adică m-am gândit întotdeauna, mă bazez pe mine. Deci eu când pornesc o campanie, mă uit în cont și zic, dacă eu trebuie să suplinesc într-un fel toată povestea asta, mă descurc. Și mă uit în agenda din telefon și văd pe ăla și pe ăla și pe ăla și pe ăla și la acolo. Cât ați vrea să ajungeți astfel încât să ajungă? Eu am făcut un calcul, minim 100 de lei pentru fiecare punguță ar însemna niște bani pentru 1000 de pachete. Din fericire, noi reușim să mai aducem și sponsori care să dea produse, reușim să cumpărăm toate produsele la preț de producător și atunci reușim în punguța aia pentru care eu am făcut un buget de 100 de lei, de fapt să fie produse de vreo 200-300 de lei. Să știți că până acum niciodată nu s-a întâmplat să nu ne iasă. Și o să ne iasă și de data asta. Da. Dar chiar de ce 12 octombrie? E ziua în care am avut primul eveniment Zurli din viața noastră și este e aniversarea noastră pe care anul trecut în pandemie n-am mai putut să o facem cu copiii voștri. Da. Și atunci am zis, dacă tot nu putem să ne întâlnim cu copiii cu care noi ne întâlneam în mod normal, mi-am dat seama că trebuie să împărțim în două categorii, copiii care vin spre noi și copiii spre care ne ducem noi. Și chiar dacă nu putem intra în secții, ei știu asta că suntem acolo. Deci voi nu o să intrați în secții? Nu, dar ne ducem cu microbuzele. Okay. Oprim în fața spitalului. Okay. Avem partenerii noștri locali, fundații locale, care vin cu baloane cu heliu. Dăm drumul la baloane. Colegii mei sunt îmbrăcați în personaje. Și ei știu că e Zurli acolo, pentru că oamenii din secție... Doamne, deci primim niște mesaje foarte frumoase de la lucrătorii de pe secții. Licitația pe care ai menționat-o, licitația cu eșarfele. Când începe? Deja se desfășoară. Dă amenuntele necesare, tocmai ca să putem să dăm un push la ceea ce deja, se întâmplă. Deja se desfășoară pe Ziua Eșarfelor Colorate. Okay. A început licitația, sunt aproape 70 de eșarfe și oricine poate să liciteze acolo. E vreo istorie legată de eșarfe? Ați inventat, ca așa cum v-ați reinventat voi? Nu, eu sunt pasionată de eșarfe din totdeauna și toți prietenii mei... N-am observat, de când te știu de 15 ani, n-am observat că porți eșarfe, nu. Toți prietenii mei mi-aduceau o eșarfă de pe unde mergeau. Acum
îmi colecționez pixuri, ca să ocupă mai puțin spațiu. Și vreau într-o zi să îmbrac un perete întreg din pixuri aduse din toată lumea. Dar asta cu eșarfele mi-a venit de la faptul că vine toamna și noi românii avem tendința de a ne îmbrăca în cenușiu, în gri, în culori foarte închise. Și m-am întors într-o zi din străinătate, într-o toamnă, și am văzut așa o Românie foarte cenușie și m-am gândit cum ar fi să poartă oamenii măcar o eșarfă colorată. Un strop de culoare, da. Da. Și anul trecut am ales să folosesc ideea asta de o zi în care o eșarfă să schimbe starea de spirit, aducând puțină culoare în viața noastră pentru copiii din oncopediatrie. Mirela, trecem și de ziua eșarfelor și rămâne gașca Zurli aceea pe care o știm. Cum mai ajungeți la copii în perioada asta? Ce mai pregătiți? Din păcate, în România nu mai ajungem, pentru că eu am avut o perioadă foarte grea. Deci pentru noi a fost foarte greu, după care în vara asta am făcut niște eforturi imense să onorăm spectacolele rămase restante înainte de pandemie. Au fost 10.000 de oameni care aveau bilete cumpărate, 12 spectacole, iar noi în vara asta, când toată lumea s-a dus în vacanțe și în concedii, am bătut România în lung și în lat și am făcut toate spectacolele restante. Foarte frumos. Nu vreți să vă imaginați ce înseamnă să faci spectacole în săli din România fără pic de aer condiționat, cu reflectoarele pe tine la 40 de grade Celsius, dar le-am făcut. Și am zis, ok, vine toamna și începem curat. Și a venit toamna și... Suntem din nou unde eram anul trecut. Nu începem nimic. Și atunci am zis, eu așa fac de fiecare dată. Doamne, asta dacă înseamnă... eu trebuie să merg mai departe, tu o să mă treci și hopul ăsta. A doua zi a sunat agentul și a zis, avem spectacol la Paris, avem spectacol la Bruxelles, avem spectacol la Copenhaga, avem spectacol la München. În fiecare weekend suntem într-un oraș din Europa. Ceea ce înseamnă că bucuria alături de gașca Zurli continuă. Continuă cu copiii alta. Din diaspora. Perfect. Ne salvează din nou diaspora de data asta pe noi și sper că nu degeaba. Ne-am promis că pe noi nu o să ne salveze. E important degeaba. Să rămâneți acolo. Mirela, mulțumim în sine public și evident vom ține cont de ceea ce înseamnă licitație. Licitația de eșarfe colorate. Eșarfe colorate. Mulțumim frumos, Mirela. Împovărați de bătrânețe sau de boli, zeci de oameni ajung să fie mutați dintr-o instituție a statului în alta și trăiesc doar din amintirea vieții pe care au avut-o. Un bihorean a îngrijit în casele sale în ultimii 15 ani peste 2500 de bolnavi psihic, persoane imobilizate, fără adăpost, ori părăsite de familie. A cumpărat imobilele cu banii strânși din donații și tot cu acești bani îi hrănește și îi tratează pe cei care au nevoie de ajutor, deși mulți dintre ei nici măcar nu au pensie. Nu se bazează pe ajutorul statului. În urmă cu mai mulți ani, o femeie de 90 de ani a donat 40.000 de euro și cum dar din dar se face rai, bihoreanul a ales să ofere mult mai mult față de cât a primit. La începutul anilor 90, Viorel Pașca lucra la o fabrică de pantofi din Oradea, iar în timpul liber vizita bolnavii de la Spitalul Județean din oraș, care se aflau pe patul de suferință. Tot în acea perioadă s-a mutat în satul Dumbrava, unde a început să învețe pe membrii comunității de romi să scrie și să citească. Momentul culminant a avut loc însă în 2006. Văzând că are două camere libere în propria gospodărie, bărbatul s-a gândit să le umple cu oameni nevoiași, după ce a urmărit la televizor o știre despre două persoane care au înghețat pe stradă. M-am dus la Spitalul Județean și am întrebat dacă nu cumva au oameni care la externare n-au unde să meargă. Și mi-am spus, cum să nu avem? Uite, în salonul cu tare avem o femeie, are 68 de ani, o cheamă Buza și Leana, Ilonca îi spunea. Internată de câteva săptămâni, i-am făcut bilet de externare de ieri, dar n-am externat-o, că e prea, prea frig afară și n-are unde merge. A fost doar începutul. Reprezentanții spitalelor din întreaga țară au început să-i trimită săptămânal pacienți aflați în stare gravă, fără familie ori fără locuință, dar și bolnavi psihici. Oameni de care nici copiii, nici statul nu s-a mai îngrijit. I-a primit pe toți și a făcut eforturi supraomenești pentru a le găsi un loc. Bună dimineața, domnilor! Cum sunteți? Ați dormit bine? Da. Mă bucur. Da, sau ați luat-o? Să dați-mi cu dejun. Da, da, da. Sigur. Acum ne pregătim de mai, de mai așa.
Cu ajutorul donațiilor a reușit să cumpere alte 17 locuințe în localitățile Dumbrava și Tinca. Acum le oferă celor 450 de oameni pe care îi îngrijește hrană, medicamente și îngrijire, deși mulți dintre ei nu au niciun venit. Am avut oameni de afaceri, am avut profesori, ingineri, polițiști, avem unui polițist încolo, fost polițist, fotbaliști am avut, judecători, ofițeri, oameni care au pierdut tot și au ajuns pe stradă. Pentru a fi cât mai productiv, a construit în jurul caselor și o mini-brutărie, unde sunt gătite o parte din alimente. Deși azilul său nu este acreditat de către stat, Viorel Pașca a angajat în ultimii ani aproximativ 20 de persoane din comună, care îl ajută la îngrijirea bolnavilor și la muncile zilnice. Dacă nu ar fi ajuns în grija lui Viorel Pașca, o bună parte din cei care locuiesc acum în adăposturile sale ar fi sfârșit pe străzi. O recunosc chiar ei. Eu eram mort de mult. Dacă nu era dânsul și dacă nu mă primea pe iarna pe stradă, eu nu pot. Deci, iarna, automat, eu, deja în luna octombrie, când dă frigul, gata, eu nu mai rezist. Facem baie, hainele de pe noi, le spală, primim altele, noi sunt acolo. Dar asta nu aveți nici pensie sau al venit? Nu, că nu am atâta vechine în timp cu mânci. Sunt de fel în Brăila. Am lucrat ca polițist. Și acum m-am îmbolnăvit și am venit la domnul Pașca. Impresionați de ceea ce face Viorel Pașca, oameni din toate colțurile lumii l-au ajutat cu donații. O bătrână de peste 90 de ani i-a donat 40.000 de euro, iar un tânăr, care a vrut să rămână anonim, i-a lăsat și el peste 20.000. Din 2006 și până acum, în casele lui Viorel au fost îngrijiți numai puțin de 2.500 de oameni. Mulți dintre ei au trecut la cele veșnice, au fost îngropați tot de cel pe care oamenii din zonă îl numesc Bunul Samaritan. Acum este momentul să vorbim din nou despre vreme. Georgia, bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit, bună dimineața tuturor! Vorbim despre munte ora aceasta, va ploua în masivele sudice, o să fie și Lapoviță, la peste 1500 de metri, la fel și mâine, rămânem cu precipitații mixte și în weekend tot la munte. Deci frig și acolo. Precipitații mixte, da, probabil da, că bate da. Și vântul destul de tare. Bate și vântul, da. Ai de toate pentru tot. Tot acumul, exact. Da, da. Oferi detalii. Așteptăm detalii, da. Vremea va deveni deosebit de rece astăzi. Pentru această dată, cerul rămâne acoperit, iar din când în când va ploua în sud-vestul țării și doar local în sud și sud-est. La munte, mai ales la altitudini mari, sunt așteptate precipitații mixte. Vântul va avea intensificări, în special în sud și prin Dobrogea, dar și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime pornesc de la 9 grade și se opresc la 17, cu cele mai ridicate valori în partea de nord-vest. Mâine rămânem cu temperaturi scăzute, iar dacă locuiți în Banat sau Oltenia, să știți că veți avea nevoie de umbrelă. Sunt șanse să plouă și prin Dobrogea și Muntenia, iar la munte, la altitudini mari, deja vorbim de ninsori. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade. Mergem mai departe cu capitala, să vedem cum va fi în București și în următoarele 3 zile. Astăzi vremea, să știți că devine și mai rece pentru această dată, iar cerul va fi norat. Spre seară va ploa slab și vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de până la 45-50 de km pe oră. Temperatura maximă ajunge astăzi, iată, doar până la 12 grade și să știți că nici în următoarele două zile nu se schimbă prea mult lucrurile, temperaturile rămân scăzute, iată, doar 13 grade sâmbătă și duminică 14 grade, iar atmosfera va fi în general închisă. La munte acum, va ploua în masivele sudice, iar la altitudini de peste 1500 de metri apare Lapovița, vântul va fi mai intens, mai ales în prima parte a zilei, iar temperaturile mai scad față de ziua anterioară, cel mai rece va fi astăzi la Sinaia, iată, doar 5 grade și ceva mai cald, 11 grade, la Stâna de Vale. Mersi tare, mulțumim, Georgia. Dacă urmărești programele Prima TV, vei găsi cuvintele indicii, înscrie două dintre ele diferite pe primatv.ro în secțiunea dedicată concursului și poți fi câștigător. Câștigătorul zilei de ieri este Nicolae Darie din județul Galați. Aici la Focus la prima oră, în fiecare dimineață afli cine este cel care a luat premiul din ziua anterioară. Ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Un stil de viață sănătos este de acum mai ușor de adoptat. Cum își propune o aplicație să promoveze sportul, aflăm în scurt timp după publicitate. Rămâneți cu noi! Am
Am revenit, doamnelor și domnilor. Sportul, dar și accesul la serviciile medicale sunt acum doar la un click distanță. O aplicație care vrea să încurajeze un stil de viață sănătos oferă un pachet de cursuri online de fitness, dar și posibilitatea de a discuta permanent cu mai mulți medici din țară. Creatorii unei platforme care integrează servicii medicale vin cu o idee nouă pe piață, cu o aplicație care oferă acces și la sel de fitness. Poți accesa oricând, în mod nelimitat, serviciile de telemedicină și poți vizita fizic, poți avea o vizită medicală, la unul din medicii din clinicile noastre, cele peste 920 de clinici aflate momentan în rețea. Te poți programa și poți vedea un medic generalist sau de medicină internă, făcându-ți astfel un control de rutină. Medicul generalist va face un plan de tratament sau recomandări pentru investigații suplimentare, iar tot în aplicație, oricine se poate programa pentru o altă consultație. Aceasta oferă acces 12 luni și la toată rețeaua de sel de fitness din aplicație. Este vorba despre 80 de cluburi din București, Iași, Cluj, Timișoara, Ploiești, Brașov, iar ideea vrea să se extindă în toate marile orașe. Noi am lansat această ofertă numită Festival și această ofertă vine cu niște beneficii. Odată ce ai această ofertă, vei putea să-ți reînnoiești abonamentul în fiecare an de acum înainte la exact același preț. Ideea campaniei este să transmită că sportul se adresează nu doar persoanelor care vor să arate bine, ci și tuturor celor care înțeleg că mișcarea înseamnă sănătate. În cazul în care într-o localitate se introduc noi restricții pentru accesul în sălile de fitness, dată fiind creșterea numărului de cazuri de COVID-19, abonamentul va fi prelungit. Să facem înghețarea abonamentelor deja active, păstrând prestarea serviciilor medicale, deci neînghețând zona medicală. Astfel, fiecare utilizator își va vedea abonamentul prelungit exact cu perioada în care nu are acces la clubul lui preferat de fitness. Oricine vrea să acceseze abonamentul o poate face contra unei sume de 1300 de lei anual. Ținuta pe care o purtăm spune multe despre noi. Iar vestimentația trebuie aleasă în funcție de evenimentul la care mergem. Ce reguli vestimentare trebuie respectate aflăm în cele ce urmează la Sănătate cu Stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră Luciana Indre. Bună dimineața! Ce spune despre noi felul în care ne îmbrăcăm? Alegerea ținutei este o misiune dificilă, mai ales când participăm la un eveniment important. Trebuie să ținem cont atât de regulile de etichetă, dar și de siluetă sau de stilul personal. Cătălin Botezatu ne spune ce greșeli să nu facem atunci când vrem să arătăm și să ne simțim cu adevărat bine în hainele noastre. Hainele pe care le purtăm ne influențează starea de spirit. Cel mai bine știu asta femeile, care petrec ore în șir în fața oglinzii, încercând să obțină ținuta perfectă. Asta le face să se simtă mai frumoase și mai încrezătoare. A ne îmbrăca într-un anume fel, a ne crea o anumită garderobă, un anumit stil, eu cred că spune totul. În primul rând, ține de atitudinea pe care o ai, de personalitatea pe care o ai. În funcție de aceste două lucruri esențiale, te îmbraci într-un fel sau într-un anume fel. Multă lume, de foarte multe ori am văzut oameni care țin să se îmbrace altfel sau cu haine care nu îi caracterizează, cu haine de brand care sunt, eu știu, new entry pe piețe, dar care nu îi caracterizează, care le stau aiurea. Și atunci, acest lucru trebuie învățat, acest lucru trebuie ține de o cultură nescrisă a celor care vor să se îmbrace bine, vor să, chiar dacă vor să fie în centrul atenției, să fie în centrul atenției bine informați. Când încercăm să ascundem anumite defecte, trebuie să fim însă atenți la detalii. Orice exagerare poate crea efectul advers. Femeile nu înțeleg că dacă sunt plinuțe, nu înseamnă că au defect, un defect. Trebuie să înțeleagă că 70% din populația globului, mă refer la femei, sunt femei cu forme, ceea ce nu e rău. Dacă stăm să ne gândim, modelul de frumusețe pe vremuri era modelul rubensian, cu forme, cu forme, forme. Și mai sunt câteva reguli simple de etichetă, dar pe care mulți le încalcă. Iată ce nu ai voie să faci dacă vrei să dai un exemplu de stil și eleganță. Mergi la o nuntă, da, sau la un eveniment, ca bărbat. Am văzut foarte mulți bărbați care apar ca niște prințișori și le la fel. Da, după care, după două ore, japsacoul jos, cămașa transpirată, mânecile suflecate,
Nu. În momentul în care ți-ai asumat să te duci ca un prinț, da? Asta este. Rămâi și nu-ți scoți sacoul ăla nici dacă te pică cu ceară. Ai transpirat, mai ai o cămașă, mai ales în cazul mirilor, mai ai o cămașă de rezervă. Te dor picioarele, nu-ți scoți pantofii, pentru că asta se întâmplă la femei. Toate femeile la nuntă apar pe tocuri, dive, mamă, pormă, la două ore sunt cu pantofii sub masă. Mai mult decât atâta, mai și dansează, le vezi toate țopăind la hore și dansând așa despletite, desculțe. Mi se pare desuet, indiferent că voi fi criticat sau nu, nu se face așa ceva. Nu se face așa ceva, n-au voie. Înainte de a ieși din casă, este indicat să ne punem întrebarea ce mesaj vrem să transmitem. În funcție de răspuns, este bine ca alegerea hainelor să fie una asumată și astfel va exista o coerență între atitudine și hainele purtate. Aceasta a fost ultima oră de Focus la Prima Oră. Rămâi alături de noi pentru că weekendul începe la Prima TV cu o porție bună de cârcoteală. Astăzi de la ora 20, Ioana Petric și Dezbrăcatul te așteaptă la o ediție incendiară a Cronicii Cârcotașilor. Iar duminică de la ora 11 la Insider Politic deslușește tainele jocurilor politice alături de un invitat de top, Vasile Dâncu. Pe noi ne puteți găsi pe Facebook, Focus la Prima Oră, pe WhatsApp la numărul de telefon 0720111199, dar și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Ne puteți urmări și pe primaplay.ro, platforma noastră de conținut digital. Ne revedem duminică dimineață la ora 9 la o nouă ediție de Focus la Prima Oră special. Dăm startul împreună weekendului. Pe duminică, la revedere! Acest program poate